Păi, cum nu ești frumos? Ia uite-te. Nu, eu tot nu sunt frumos, dar îmi place la voi aici. Bă, dar tu ești mai mic ca Velea? Nu. Ești mai înalt ca Velea. Eu nu știu dacă. Păi tu ce înălțime ai? 1,70 în cap. Și Velea are 1,73. Ai zis tu acum, deci ba, nu mă gândeam. 1,73. Jur că n-ai știut, ai băgat așa ca să pare mai mic. Știam, dar bine, cred că are 1,73 cu Balenciaga alea în picioare. E tot cam pe acolo. Păi văd cum, da. Cum ești. Da, da. Dar Velea ocupa aici mai mult, adică aici era un pic mai, știi ce zic, Velea era așa, un pic mai aici. L-am văzut pe ăla cu Velea. Da? Și? Da. Cum? Am fost fier pe ăla cu Velea. Înainte când o intrați, o vorbi frumos de tine. Da? Da. Dar pe cameră n-a dat drumul să zică și el o vorbi. Nu, că se terminase deja. Nu, zic ceva de rău. M-am uitat la ăla cu Velea și m-am gândit în felul următor. În timp ce m-am uitat la ăla cu Velea, am zis, bă, podcastul ăsta doar Speak putea să-l fac. Adică ați vorbit despre niște lucruri. Știi că Velea, nu știu dacă, că n-am... am mai fost la Gicu Goji, era mai fost în niște locuri. Da. Că l-am văzut și acolo. Bă, ce podcast a făcut el cu tine, doar tu puteai să-l faci. De ce? Pentru că era genul de... L-ai stârnit într-o zonă, în zona aia de, bă, cum a fost, cum a început, cum a pus primele cărămizi, pentru că ați fost împreună. Adică prin prisma relației pe care... relației pe care o aveai. Da. Și prin faptul că tu știai multe lucruri, dar ai fost alături. Spuneai, mai ești cu tare. Bă, mi s-a părut extraordinar podcastul. Serios? Cu Velea. Da, mi-a plăcut. Tu nu știi, eu nu ți-am povestit niciodată povestea cum am plecat cu el, ce am făcut, istorie prin concerte. Așa frânturi știu de la tine, frânturi. Eu vorbeam cu Irina la șef. Și îmi povestea că ea, tu fără ea mori. Amândoi, unul fără celălalt murim, așa cred eu. Nu, lasă mangla. Nu de drag, nu de dor. Da, mă, da. Nu de dor, de chestii în casă. Da, sunt multe lucruri pe care eu nu pot să le fac. Adică chestii bărbătești, băiețești. Da. Dacă... Adică? Eu nu știu, cu routerul, cu aia, cu internetul, cu parole, cu... nu există așa ceva. Nu? Noi nu știu, nu înțeleg. Nu înțeleg. Ei, că dacă ai intrat pe YouTube să dai un search, ți-ar arăta aia casă ce? Mur în gură. Deci cum casă ce? Să... rezolvi problema. Nu există așa ceva, nu-mi bat Doamne. Capul. Nu-mi bat capul, nu există. Nu pot cu treaba asta, cu internetul, cu parole, cu chestii. Eu nu pot să-mi instalez nimic pe telefon, pentru că eu nu știu cu... Da. Eu cu tine mă știu, de când mă știu cu tine, mă? Dinainte, eu mă știu cu tine dinainte să-l cunosc pe Velea. Din ce an? Poate, din 2000 și ceva. 2000 și... Stai și un pic. 6? Bă, ești prost. 7. 5. Da, unde ne-am văzut? La Tineretului prima dată? Sau la Timișoara? La Iași, bă. La Iași? La Biblos. La Biblos, man. Dar unde-i celălalt câini? Bă! Ibra, ia vino cu a. Vino pleacă. Te arătăm la televizor. Hai. Nu vine? Ești sceptică ca măsa. El este Sebastian Dobrincu. Sunt antreprenor, artist și ce mai sunt? Ce mai ești? Ce n-ai vis să mai fi? Un băiat. Un băiat. Așa. Un băiat de care mie îmi place foarte mult și pe care l-am urmărit din mult. Serios? Da. Te urmăream din umbră. De unde? Pe Instagram sau unde? Pe Instagram, da. Mai citit știri de tine. Zic, ia uite-l pe băiatul ăsta, da. Mersi mult. Și eu te admir la fel de mult, să știi, și te urmăresc de probabil la fel de mult timp. Da, măi, deci eu am auzit, la un moment dat m-a sunat Moga. Când ai lansat tu piesa aia. Și mi-a zis că, bă, hai și tu la lansare, că uite, lui băiatul ăsta îi place de tine. Atunci ne-am cunoscut la petrecere. Atunci ne-am cunoscut la live, da. Eu te știam, adică te urmăream. Da, și eu la fel, îți dai seama. Atunci ne-am văzut primor, când? Acum 2 ani și un pic, da. 2 ani? Nu mai știu. Da, 2 ani. Nu era pandemie. Nu era. E, înainte de pandemie, cum mult, da? Înainte de Asia, bă, oare? Nu mai știu. Da, măi, înainte să mergi tu. Da? Da. A, nu mai știu. 2019. Ia, zi ceva. Latră la comandă? Da, la un număr, latră. La un număr? Da. Ce număr? 090. Asta e interfonul meu. Gata, bravo, mami, bravo. Interfonul din Ghencea. Și știe dacă vorbesc la telefon și spun, hai, sună la interfon, vin acum să-ți deschid, latră. Mai ales dacă sunt acolo. Dacă suntem, de exemplu, pe plajă, zice, băi, ești nebună, cine să vină? Nu e interfon aici. Nu face bă, chiar de fiecare dată. Da, mă, le-am dus și la dresaj. Sunt... Stau și culcat și ies. Ibra, da. Ibra, da. Pe mine am dus-o când deja era măricică și era gen, pe bune, nu mai pus toată viața să fac nimic, mă pui acu, nu vreau. Nu, da, uite, un simplu, vezi aici mail-urile de jos? 7500? Da. Ăla nu e al meu.
Ăla este o adresă de mail a Irinei. Așa. Unde tu dacă îmi ceri o adresă de mail, eu îți spun. Asta e adresa. Și eu nu intru acolo niciodată, că eu n-am adresă de mail. Am ceva, ceva. Care mi-a făcut-o cu japca Irina și Cabral, mi-au făcut-o ca să am Facebook. Așa. Dar nu intri pe mailul ăla. Nu se atinge mailul ăla. Nu există așa ceva. Mie, dacă ai să-mi dai un text, tu îmi zici unde ne întâlnim. Eu mă urc în mașină, dacă nu încape să mi-l dai pe WhatsApp sau ceva, mă urc și vin cu mare plăcere până la tine să-mi dai ce vrei tu. Poți să-mi zici, de ceasul ăla? Sau n-ai voie? De ceasul ăsta, da, pot să spun că e un ceas care nu e doar... Deci nu contează banii, nu, asta e... De bani și de asta. Este un ceas care înseamnă, știu că eu tu știi și de asta mă întreb. Da. E un ceas care pentru mine înseamnă mult, chiar dacă nu e neapărat o chestie financiară, este... Păi nu cred că e o chestie financiară pentru tine. Este, da, în sensul că nu e foarte scump, în sensul ăsta, nu doar că pentru mine nu e. Nu e un ceas extrem de scump, cum sunt ceasurile alea care chiar... da, este un ceas pe care Ilie Năstase l-a câștigat la Wimbledon. L-a câștigat în sensul în care Rolex fiind sponsori la multe turnee așa, și în ziua de asta sunt sponsori, dar pe vremea aceea dădeau niște ceasuri de la, nu știu, de la semifinale încolo, de la, nu știu, de la cutare. Și cred că Ilie Năstase are ceasul ca acesta, vreo 5, 6, 7, 8, nu știu câte are. Cât a dat Rolex, atâta are și el. Că el tot timpul, adică a prins măcar semifinală, semi-ceva acolo, adică nu era în turneu final, se ducea până departe, dacă nu câștiga. Este un ceas pe care m-am uitat eu după aia, din 76. Păi scrie pe spate. Da, pe spate. Deci să înțeleagă oamenii, pe spate e gravat 1976, Wimbledon, Ilie Năstase. Mi se pare... M-am uitat eu la... Așa, a fost într-o semifinală la dublu acolo, pe care a pierdut-o. Deci, practic, pentru el nu e unul din alea. Nu e când am câștigat finala la simplu, știi? Da, atunci ar fi contat pentru el mai mult, bănesc. A dat cadou unui prieten bun de ziua lui de naștere. Și pe care ei fiind prieteni între ei. Iar acest om deosebit s-a stins din viață acum câțiva ani. Și înainte să se stingă, mi l-a lăsat mie. Deci, practic, pentru mine înseamnă și faptul că este un ceas câștigat de o legendă ca Ilie. Pentru mine, și un cadou de la prieten. Dumnezeu pe pământ pentru noi, pentru România, și mi se pare extraordinar că îl avem și că putem să vorbim cu el, să ne povestească chestia. Adică mie, personal, Ilie Năstase mi se pare un izvor nesecat de cunoștințe, de experiențe, de ceva. Deci e Ilie Năstase, punct. Și faptul că el i-a dat lui Dan Fisher. Da. Și că l-ai primit cadou de la prietenul tău. Da, și e cumva... Dar de ce-l porți? Păi ce să fac cu el? Să-l pun într-un safe la o bancă și să nu mai... Nu un safe la o bancă. Asta e o valoare așa. Și unde îl pui? Îl ții acasă, îl pui. Îi faci o cutie, un acvariu din ăla mic și îl ții. Asta e o valoare, deja nu mai e... Îi faci o cutie și zi unde o pui. Continuă-ți ideea. Îl pui pe perete? Adică... Da. Îl pui pe perete. Îți faci un loc. Mă gândesc că mai e lucruri de valoare gen din astea. Ok, nu valoroase ca bani apărat. Deci că... Eu ți-am mai zis, ceasul ăsta reprezintă un moment care s-a întâmplat în istorie. Deci nu mai e ceas. Dar este, din punctul meu de vedere, ceasurile sunt făcute să fie purtate, mașine să mergi cu ele. Unele. Adică... Prima mea pasiune înainte de tot ce înseamnă business, software, asta a fost muzica. M-a dat e-mail la chitară, pian, canto, toate alea și am studiat teorie muzicală, toate alea. Ah, da? Da. Da, și după tare. M-am luat eu cu nedescoperite. Da, m-am stricat. După uite, nu știam asta, dar vezi că până la urmă ai luat-o pe partea aia altă, ți-ai făcut banii frumos, ai reușit într-un domeniu. Da, s-au aliniat lucrurile mișto, adică poți să mă întorc și la... pasiune și să fac, uite, carieră din treaba asta și să fiu împlinit și pe partea cealaltă profesională cu carieră de om de afaceri de, în direcția asta, știi? Mamă, dar tu câți ani ai? 22. Trebuie să-mi povestești cum ai început? De când ai, de unde a pornit treaba cu teatru? Da. Până în momentul actual. Până în momentul actual. Da, ca să vreau, mi-mi plac poveștile mult și oamenilor de acasă. Și eu am tot spus asta, adică și în interviuri și așa, spun, nu e atât de wow, adică nu e ceva extravagant. Eu nu mi-am dorit neapărat să mi se întâmple treaba asta și cumva a văzut vecina mea de pe palier la o serbare că fac domnul Goie mai bine decât ar trebui și a zis, ia hai să mergem la o școală particulară de actorie.
Și m-am dus. Nu mi-a plăcut. Toată lumea a insistat. Nu că mai vin, mai și până la urmă m-am dus. M-am dus și am stat acolo vreo 5 ani până în clasa a 12-a când... Păi și părinții te susțineau? Bă, ei nu s-au împotrivit. Mama, da, du-te, mamă, dar acum dai bacul, lasă-le dracu, pe ea și învață. Da, da. Și eram așa, da, nu-mi doream cu ardoare, nu-mi doream, nu era... Nu simțeai asta. Nu simțeam că trebuie neapărat să o fac, dar îmi plăcea, mi se părea ca un, na, un hobby. Mă duceam în weekend și mă întâlneam cu copii și în loc să ne jucăm, ziceam niște text. Nice. Dar revin la asta, ca să nu uit cu 2002, și atunci m-am dus și știa Joe Da Silva că eu am vinilurile astea și a zis, bă, fii atent, tineretului, el plecase de la ring și urca tineretului. Erau cu 200-300 de oameni, bă, hai să vedem ce facem. Bă, hai să punem DJ Force, nu știu cum aveam noi numele atunci, bă, dar punem din Ibița, te rog, Iotinu, că bă, dă bine la Costinești, așa, na. Bă, dar nu-i păcălimă, hai mă, că suntem la mare, suntem nu așa. Cred. Bă. Dar zici, extraordinar. Zici și tu, asta. Zici și tu o dumă din zici și tu în engleză, știi? Bă, apar DJ Force, Ibița, nu știu ce, nicio problemă. Eu fericit că pun acolo. Nu erau încă 7000 de oameni cum a devenit ulterior, știi? Da. Dar oricum era fain, era scena aia veche. Băi, și pun eu muzică, nu știu ce, fain, aplauze. Everybody, come on. Nu știu ce, Ibița, îți dai seama ce era, bă, un DJ din Ibița acum 20 de ani. Tare de tot. Și a doua zi, tată, pe plajă. Că nu era Costineștiul ăla nici la mare. Veneau oamenii, can I take a picture with you? Nu știu ce, nu știu cum, ba, ba, bam, eu făceam, îmi crăpeau obrazul de rușine, nu știu ce. Dar aia au fost ca, așa, dar următorul an am venit rezident la tineretului. Și veneau oamenii și ziceau, boss, tu nu erai din Ibița. Zic, bă, am jucat și eu, na. A, le-ai zis adevărul? Păi da, pe următorul an, atunci m-am dus doar invitat. Următorul an m-am dus rezident. Și nici stafful nu știa că tu nu erai din Ibița? Cine? Stafful. Chelneri, dansatori. De pe naiba, dar era multă lume, nu știau, na, nu conta. Bă, ce tare, vezi mă, că înainte puteai să faci din astea. Da. Acum te vede imediat. Dar imediat, dar îmi spuneau oamenii următorul an, când am fost rezident și am lucrat acolo 2-3 luni de zile, îmi spuneau, bă, dar nu ești bun. Am jucat și eu. Eu o jucam până nu mai puteam. O jucam, bă, o jucam până învățam limba. Gata, m-am învățat limba. Bă, t-ai from Ibița. Bă, îmi place să lucrez la calitatea vieții încă din timpul vieții. Contează foarte mult calitatea vieții. Fac treaba asta de ani de zile. Adică, oricum conțineam un soi de miserupism pe care l-am de mic, știi? Numai că acum mi l-am dezvoltat și mai tare și încerc să mă doară la mandolină cât mai, da, dar cât mai tare. Deci ești singurul prieten care... Nu, mai am unul. Dar ăla nu-ți pricepi nici la pus, la schimba becuri, la nimic. Adică el, bă, prefer să plătesc decât să fac ceva... Bă, nu sunt absurd. Tot ce ține de pompe, de filtre, de chestii la... Alea le schimb eu. Eu cobor în puț... Da, greu, înjurând. Înjur ca toți dragi. Aia zic, mormăind. Am depus 3 saci de sare, 25 de kg un sac de la de sare și ar trebui să pun doar 2, dar pot să-l pun și pe al treilea, m-a asigurat băiatul care așa. Și car, o scăriță mică, cu saci în jur de tot, toate castelurile. Deci eu acum am dat castelurile. Eu acum am dat seama cât... Bă, în Asia ai fost ceva... Cred că te-ai chinuit rău. Noi de când ne știm? Da. De nu când? Știu, nu știu. Cum nu știi? Ba nu, stai. De fapt, acum că m-ai întrebat, pot să spun. Noi ne știm, eu te-am văzut pentru prima dată live, la filmările de la Selfie 69. Nu știu dacă tu ții minte, dar eu știu. A, te-am spart. Bă, da. Te-am spart. Acolo ne-am văzut noi prima oară live? Da. 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 Că tu aveai scena aia, o arunca că... cu apă. Da. Da. Bă, ce-am uitat, bă. Bă, eu păi eram bărbat 5 și tu erai bărbat 3. Bărbat 3 eram eu? Da. 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 Ai înțeles? Dacă vrei să te căsătorești cu mine, să știi că îți aduc chiar și luna de pe cer. Asta era replica ta. Și tu? Auzi, baby, zi-mi și mie, ai salvat cumva un panda, ai pictat cumva o sinfonie? Să te admir și eu acolo. Altfel, jucărioara aia ta drăgălașă o au toate celelalte. Crede, m-am verificat. Și îți dădea cu apă pe față. Eu? A, nu, ia! Ia, mă, cum tu? Eu, dai să mă, am să obișnuiesc eu. Și după aia, pac, și eu, știi? Adică vreau să le stropesc eu, dacă se poate. Nu, m-a stropit. Te-a stropit ea. A, deci acolo ne-am văzut noi prima oară? Da, eu așa zic. Dacă cred, greșesc, nu mai știu. Nu, eu nu mai știu. Am văzut înainte și nu mi-amintesc. Eu atunci mi-amintesc. Selfie 69, filmare. Păi și la facultate cum dracu la facultate? Eu am dat la facultate. La 3 facultăți am dat. Nu, mai, la mai multe, în anul ăla.
am dat la Spiru, la actorie, am picat. Mi-a fost foarte rău în ziua, eram albă, nu dormisem toată noaptea, aveam ovarele în glezne, adică nu mă simțeam bine deloc, nu puteam, abia stăteam pe picioare. Și m-a întrebat Sanda Manu, era atunci în comisie, și m-a întrebat, ți-e rău? Și am zis, nu. A văzut femeia că minți și a zis, nu, pe mine nu mă minți. Așa. Și am picat. Dar tu ți-ai luat bani pe rolul ăla? Nu, ce mi-am luat? Eu. Da? Da. Păi tu erai vedetă. E, eram un căcat. Da. Mi-am luat 700 de lei. Bun. Da. Bun, 2016, 15, când 2016 s-a lansat. Da. 2015. 700 de lei, 700 de lei, foarte bun. Eu personal nu am luat nimic. Eu eram la școală, făceam școală de actorie atunci. Ah. Eram la școală în curs, în cadrul așa. Urma să fac două lozuri. Primul meu film cu școala, da? Și mi-a obținut acest rol Chișu, Dan Chișu, care acum mă gândesc și-o fi luat 700 de lei. Dane, ai luat 700 de lei, adică i-ai luat tu că... Dai seama. Da, eu fi luat Dan. Eu acum fără glumă, eu uite că m-am lovit și de asta. Acum fără glumă, eu îi mulțumesc, dai seama că eram fier să joc, să deci practic. Aia a fost prima ta apariție într-un film? Da. În Selfie 69? Da. Și la mine la fel. Da. Și am dat la Hyperion, am intrat cu 10 și mai era un ATC-ul. Azi nu mai duc la un ATC. Dacă ai intrat aici cu 10. O să fii cea mai bună, îți dai seama, se închină ăștia la actoria mea. Zic, wow. Păzea că intră Anca. Da, și aveam un coleg de la școala asta de actorie, el a insistat foarte tare să dau la un ATC. Venea de dimineață, mă trezea, el stătea la Romană și venea până în Ghencea, de multe ori a venit să mă ia să mergem la niște cursuri duminica, se făceau la un ATC de pregătire. Păi poate avea bucurii la tine. Nu, 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 din contră, nu avea nicio treabă. Că te obicei așa stăm, hei, hai să învățăm împreună. Nu, ai la nu. Facultate. Îți dau un sandwich? Da. Exact. Cu ce e? Când cu ce îți place ție? Da. Așa. Da. Și am dat la un ATC, bine, am dat cu banul. Aveam 2 milioane, atât era taxa. Și îmi doream niște pantofi rău de tot. Cu toc așa îmi doream. Și a picat să mă duc la un ATC, m-am înscris și am intrat. Și asta a fost, am intrat la buget. De la câți ani ai făcut tu primii bani? Din, adică tu știai să faci niște lucruri la o vârstă foarte fragedă. Da, am început de mic, am început să învăț, m-am învățat singur programare pe la 6-7 ani am început eu să... Cum ai învățat singur? Din cărți, m-am ținut de e-mail, cred că săptămâni în șir mă tot puneau să citesc alte chestii sau să fac treburi prin casă ca să-mi ia cartea aia de programare pe care o voiam eu. Mi-au luat cartea aia într-un final. Bă, și-am devorat-o. A fost prima carte pe care am citit-o cap-coadă. Păi da, dar niște copii la vârsta, cel puțin majoritatea copiilor la 6 ani, cer PlayStation, cer altceva. Da, mă, eram un copil mai ciudat. Da. Astea erau distracțiile mele. Da, cred că sunt. Cred că cu toți avem ciudățenile noastre, nu? Nu știu, am avut chestia asta nativ cumva. Îmi plăcea să... tehnologia. Deci mergeam la Mac și știu că erau jucăriile alea de... veneau în Happy Meal-uri. Da, 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 da. Bă, le dezasamblam pe toate și chipurile bine, și alea. La fel, și eu fix la aia fel. Zic. După aia nu mai puteam să le pun înapoi. Asta e altă poveste, așa e, corect. La fel făceam cu calculatoare, câtă bătaie mi-am luat, că stricam calculatoarele, scoteam, uitam la plăcuțele alea de RAM, la toate alea, nu știam să le mai pun de multe ori înapoi. Nu, eu pe calculatoare, prin clasa 8-a, am lucrat într-un service de... și serios? Ansamblam, reparam, da. Știai să repare? A, da. Deci tu le-ai cu partea tehnică. Da. Adică ăsta a fost primul meu job. Serios? Da, într-un service. Instalai Windows-uri, chestiile astea, nu? Da, bine, asta deja eram șeful cartierului. Da, toți cine avea nevoie, mă duceam, schimbam tot. Dar zic și pe partea de hardware. Mamă, nu știam, mișto. Da, tare. Dar mă rog, n-am făcut carieră din asta. Din asta ai făcut primii bani? Da. Serios? Da. Și tu ai făcut site-uri? Parcă așa țin minte. Bă, da, cred că au fost primii bani, am început să fac. Primii bani au fost, mai știu, 50-60 dolari, ceva de genul. Pentru un site, ceva de am făcut pentru cineva prin state, nu mai știu. Dar aveam cât? 10-11 ani, 9 ani pe acolo, jurul vârstei alea. Pentru mine, zice, mai erau avere. Știi cum mă uitam la banii, erau milioane, nu? Da, păi cum? Banii tăi era... Da, da. Ai mei nu mă credeau că am făcut bani. De unde ai furat banii? De asta zic, da, avea nevoie de un cont în care să-i încasez. M-am ținut de e-mail să dea un cont bancar undeva să încasez. Când au intrat banii aia, am văzut cum șușoteau la bucătărie. Bă, chiar a intrat banii aia, își puneau întrebări. Cine știe ce face, cine știe ce... Apropo de tineretului, știi, și de poveștile de la tineretului, sunt prieten bun cu Grasu, știi, și tot am făcut cu noi concerte la Epic în Timișoara cu Grasu. Grasu stă Iisus. Iisus? E la, nu, la următorul etaj, la celălalt. E să-l chem. Easy. Pe bune. Zic acum, ia, o venit Tinu, întreabă de tine. Stai că îi dau un mesaj. Bune, hai. Grasu. Hai, și îl întrebăm acum să vezi cum îmi spune mie el. A venit
Tinu la mine. Nu. Așa. Tinu la mine. Și încă întreabă de tine. Și întreabă cui spui tu, nașule. Și întreabă cui îi spui tu, nașule. Păi doar lui nașul meu, Tinu, că aia-și pula lui. Da. Cele mai tari distracții cu drăgulire au fost. De ce? Da, nu. Cele mai tari beții și distracții, alea au fost cu drăgulire. Dar cum a să mai liniști, bă? S-a liniștit de când a dat gastrita în el, că altfel cine-l liniștea? Că de asta îmi zice și mie. Dar tu nu te mai îmbolnăvești? Care-i treaba? Că tu nu te liniștești. Tu ce-i cu tine? Ai când o dat gastrita și gagica. Da. E bine că îmi place de ea. Că dacă e nu bine. Era groasă. Oh, era groasă. Îmi place de ea. Îmi place de ea, da. Deci n-ai problemă. Nu, are și acordul tău. Da, trebuia. Dar el înainte când se cupla cu cine? Se cupla cu cine? Că nu s-a cuplat cu nimeni, că ne-am rugat cu toții de sănătatea și de... Să-l ia mamă cineva și pe băiatul ăsta să stea... Eu ce? Tu nu? Nimic? Eu nu. De ce? Mi-e ok acum așa. Ești genul ăla de femeie nebună? Nebună în ce sens? Nu, am avut relații de 5 ani, 3 ani, așa. 2 ani, se pare că descrescător, că după aia începi să ai mai multe pretenții sau mai mulți pitici pe creier, mai multe tabieturi și cumva nu cred că mai suporți chiar pe oricine să stea cu tine în casă sau așa. Dar am avut relații de lungă durată, bănuiesc, nu știu, 5 ani, mie mi se pare ok, bine. Da, dar erai mai mică. Da. Eram mai mică, de asta zic, că prima relație a început de 5 ani, după care 3 ani, după care 2 ani da, și așa. Ești din asta care ești... geloasă sau... Cu pantoful pe gât? Pe gâtul prietenului? Nu sunt pretențioasă așa. Gândit nu. Un pic. Da, m-am gândit, dar... Dar ce zodie ești tu? Săgetător. Da, bă. Deci tu ești singurul... Mai am prieteni care nu sunt pricepuți la treburi de băieți. Uite, de exemplu, mașina, conduc de la 18 ani. Da. Am avut un singur incident în cât, Doamne iartă, în 26 de ani, 25 de ani. Eu zic că conduc bine. Dacă mie mi se întâmplă ceva să schimb un cauciuc, deși am roată de rezervă și hai să zic că poate încerc. M-aș ajuta, Doamne, și n-am avut o pană în toți anii ăștia, niciodată. Tu nu știi să faci o pană? Bă, n-am făcut... Am fost într-o emisiune auto și acolo am făcut o pană. Wow. Și țin minte că au pus un timelapse și mai ești undeva la vreo 25 de minute să fac pană. Rău. Adică să schimb roata. Să schimb roata, da. Da, nu să faci... Da, nu, acum așa, și pe căldurile astea se lasă mașina acolo. Rog pe cineva dacă e în mijlocul străzii să o trag pe dreapta și am plecat. Nu. Nu spic. Eu lucrez foarte tare pe calitatea vieții, știi? Eu nu vreau să-mi bat capul, bă, cu lucruri. Păi da, dar n-ai de ales. Ba da, te dai jos din mașină, pleci acasă, trimiți pe cineva să-ți... Păi da, dar te costă bani și mai mult timp. Da, dar eu nu... Aha, ești tu dreptate, o să încerc. Dar de la ce ți s-o luat, ți s-o aprins treaba asta cu actoria? Îmi plăcea mulți ani, fără să-mi dau seama, acest produs finit care se numește filmul. Da. Și la un moment dat... stăteam alături de Dan Chișu și îmi povesteam. Noi, prieteni, și el îmi povestea. Uite, scenariul ăsta, scenariul ăsta. El îmi povestea efectiv ca pe o poveste, niște scenarii pe care le avea așa. Și eu zic, mamă, tare asta. Și asta când se face? Și zicea, băi, stai un pic, că nu pot să le fac pe toate. Eu am toate scenariile astea. N-am... Și eu zic, cum poți să faci pe toate? Da, unele sunt de sertar. Unele sunt niște scenarii de sertar, vor rămâne, sunt practic la mine în sertar, vor rămâne acolo. Da. Și mie mi s-a făcut milă de aceste scenarii de sertar. Am zis, cum adică sunt niște scenarii care rămân în niște sertare și nu vor fi făcute? Zic, salvez eu unul. Salvez eu unul. Să nu moară, da. Da, să nu rămân acolo. Zic, bă, unul din scenarii va vedea lumina zilei cu bine. Și a zis, Doamne, bă, uite, unul dintre ele, te ajut și eu să-l faci. Și el a zis, cum mă ajut? Și a zis, jumate, jumate. Punem bani, jumate, jumate. Și el a zis, bă, extraordinar.
Și a scos ăsta, pe care îmi plăcea mie cel mai mult, București Non-Stop. E un film extraordinar, vă rog să-l căutați. O să vă placă, nu o să vă pară rău. Este și pe Netflix. Cred că este și pe HBO Go. Nu, dar sigur e pe Netflix. Sigur, sigur e pe Netflix. Căutați-l acolo, București Non-Stop. Ale primul tău film ca producător. Da. Ca și coproducător, da. Da, da. Și, și el a scos București Non-Stop, mi l-a arătat. Mă rog, povestea așa, știam povestea. Am vorbit de el ca proiect. Uite cine ar juca, ce așa, nu știu cum, cu tare zi, bă, da. Și a fost o chestie mișto că Danchi și mi-a zis, bă, fii atent, filmul costă 200.000 la ochi, zic eu. Și eu zic, bine, pune 100.000, tu pui 100.000. Și el zice, bine, fii atent, două lucruri. Unu, fă-ți compania de producție film, ca să bagi banii în compania ta și compania ta împreună cu a mea, da, să facă așa. Lucru care a fost bun, știi, că n-am creditat doar într-un fel pe el sau compania lui, ci mi-am făcut compania mea, da, care există de atunci, se numește Watch Me Production și a făcut și... De la Watch Me? Da. De ce? Mi-am vândut niște ceasuri ca să o fac. Da. N-aveam bani. N-aveam bani necesari. Watch Me. Da. E un Watch Me, adică privit-mă, dar da, eu știu și simbolul e un ceas. Pentru că eu mi-am vândut niște ceasuri și niște ceasuri scumpe, cu adevărat, nu... Astea care am rămas sunt niște ceasuri normale, zic eu. Aveam un... Printre ele, cel la care mă mai gândesc așa noaptea și când mă mai frăsuiesc în pat și mă ia transpirație... un Audemars Piguet din aur roze, Royal Oak Offshore Tourbillon. Cât costă ăla? Păi și unde l-ai vândut? Mă ții minte cât să se uite lumea, că Audemars Piguet din aur roze, Royal Oak Offshore Tourbillon, cred că e 150.000. Bă, ești nebun la cap? Cred. Doamne ferește. Nu mai ții minte. Și nu mai ții minte și cât am luat pe ele exact. Audemars Piguet, Royal Oak Offshore. Royal. Offshore. Gold. Da. Rose Gold. Rose Gold. Tourbillon. Foarte important acest ultim cuvânt. Stai. Tourbillon. Ce? Mă rog, zi-mi așa ce ai găsit. Asta? Da, doar... mă rog, așa ceva, doar că al meu era fără... cureaua nu era din aur, ci din piele. Bă, da, de ce e așa scumpă asta, mă? Păi Audemars Piguet, în general, e o marcă scumpă. Orice marcă care se respectă din astea mari fac turbion. Turbioanele scumpe peste tot la orice marcă. Nu contează ce... De exemplu, Rolex nu cred că are turbion. Ăla e. Ăla... Nu, ăsta. Ăla e, exact ăla e. Da. O fie a tău. Da. Cine știe? 542.000 de lei. Ok, deci înseamnă 100 și puțin. Și asta este second hand. Se vinde acum second hand, nu? Da. Stare foarte bună, purtată de la urme așa. Cutie originală, documente disponibile imediat. Ok, asta spun. Ești nebun? Deci eu, așa e. Deci cred că e 150.000 nou. Și cred că l-am vândut cu 90.000. Asta se vinde acum cu 105. Da. Tot așa, purtat, că nu se mai face modelul exact ăsta. 100... Bun, dar nu, da, mă rog, așa, așa. Deci revenind, de-aia nu mă întoarce mi production, pentru că părinții mei mi-au zis succes. Înțelegi? A, nu te-au ajutat. Nu, că le-am zis, domnule, vreau să fac filme, să fac bine. Da, da, da. Înțelegi? Da. Și am zis, bă, ce să fac și am vândut niște ceasuri. Am vândut vreo 3-4 ceasuri să-mi fac un pool de așa și am zis, bă, asta e, mă apuc de filme, nu mai ce ceasuri, ce alea așa cu tare. Am terminat și am vândut niște ceasuri și am făcut această companie Watch Me, o am numit-o Watch Me pentru că e cumva lucră de tare. Da, e așa, da. E tare. Eu știu că e făcută din niște ceasuri și am pus în compania mea Watch Me Production și m-am alăturat lui Chișu. Și Chișu a zis în felul următor, zice, bă, vreau să spun o întrebare înainte să pornim la drum. Acest film și toate cele pe care le vom mai face împreună, tu le faci ca să fuți? Și eu am zis, nu. Și el a zis, nici eu, ca să știi. Adică niciunul dintre noi nu începem cu din alea, cu actrițe, cu să le... N-ai zis, nimic. A zis, bă, nimic. În orice altă parte. Ai nu în film, nu cu actrițele din film, nu cu nimic. Da, da. Și a zis, da, așa, la fel gândesc și eu. Așa, spune, dragă. Așa, și, mă rog, eram costumată într-o prietenă. Elsa, ce, nu era atunci. A, deci asta făceai? Nu desenai copii pe fețe sau ceva? Nu. Făceam joculețe cu copiii. Îi distram, entertainment. Și a venit o fetiță și mi-a zis, eu știu karate. Eu, inconștientă, ea. Și mi-a
mi-a dat un picior aici, mi-a luat respirația. Bă, dar m-a durut rău de tot, adică... O bătut-o pe Elsa? Da, mi-a dat un picior aici. Da. Băi, păi, dar eu i-am zis să-mi arat. Eram 8 ani, dar era zdrahoanca, okay. Așa, oricum acolo câți hormon bagă, nu eram eu la 8 ani, era... A, ok, și ți-o dat bucata. Mi-a dat bucata și eu cu lacrimi în ochi așa i-am zis, tu te și arată și prințului. Tras un picior. Hai, da? Bă, am zis, bă, nu se poate, eu pe un milion să pățesc asta și ăsta vine pe aceea sumă și nu pleacă, nu-l doare nimic. Și l-o da și pe prințul. I-a dat și lui. Mamă, și-o da la... Da, 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 da. Oh. Să montez chestii de-astea de pe la... Am niște poze foarte drăguțe unde am surprins-o pe nevasta mea că monta... Mai cumpăram mici chestii de-astea de pe la IKEA, știi? Da. Și ea, nu pot să montez așa ceva. Nu, mă, știi să pui, să montezi. Nu, nu există, n-am răbdare. Cred că e o treabă de răbdare. Dar în schimb, când vorbim de gătit, acolo pot să stau cu orele și pot să stoc legume, brunoaz mic, brunoaz mare, n-am niciun fel de problemă, știu ce fac acolo și stau cu orele. Sunt meticulos și îmi place. Pentru că îmi place rezultatul, da, final să-l, știi? Așa o masă, ce fac? Mă bucur. Eu uite, bă, ce bine am pus-o pe asta. Știi? Adică... Eu mă bucur la asta, mă bucur. Nu pot. Nu. Am un băiat care, când îmi schimb telefonul din 3 în 3 ani, inclusiv treaba asta pentru mine e o corvoadă, să schimb telefonul, mie mi se pare ferească Dumnezeu. Nu există. De ce? Pentru că, nu știu, cu datele alea eu am impresia că, știi, și le duc la un băiat, eu am încredere în el, știi, și dau toate alea, mă duc cu un carnețel cu parole și îmi schimbă el toate. Nu pot, bă, nu. Da. E... Da, știi ce? Mai avem așa puțin de trăit încât pentru ce să ne mai bat în cap. Aha, adică mai avem așa puțin de trăit, zici că ai 75 de ani. Nu, glumesc, pe curat zic, am eu o teorie. Cum că până pe la un 60 de ani se presupune că trăiești pe curat, știi? Adică? Adică nu scârție piciorul, încă te mai ține brișca, știi, se mai întâmplă chestie, mai, știi? După 60 de ani nu prea mai e funny, cred. Știi? Eu cred că abia de atunci începi să fii funny. Ce, mă, să fii senil, să te cași pe tine pe stradă? Nu, sau ce? Nu, abia de la 60 de ani încolo ești. Mă doare la basc. Până acum am tras ca nebun, acum, bă, de la 60 de ani mă doare la basc. Fac, mă duc, stau degeaba. Vreau să stau degeaba. Bă, eu cred că e foarte important încă din timpul vieții să-ți da, să clar te doară puțin la mandolină, știi? Pare. Și cu Alexandra Stan i-am făcut primul turneu. Fiindcă aveam legătură, am zis, bă, fii atent, Marcel, știi? Da, am vorbit cu el, bă, hai că să fac eu 8 orașe, punem 800 de euro, bă, nu-i prea mult, zice, bă, lasă că eu am ăsta, le dau, le livrez. Bă, a fost prea mult, n-a vrut nimeni. Și după ce a scos Saxo Beat, bineînțeles, nu mai a fost valabil toată povestea asta, dar în timpul ăla, în următoarele 3 luni, m-au sunat toate alea 600 cluburi de cluburi la care le-am trimis eu oferta cu 800 de euro și mi-au zis, dă-mi eu că vreau pe Alexandra Stan. Pozu, 30.000, 40.000. Știi că bubuise deja afară. Ah, știi? Ok. Și ce zici eu? Păi atâta costă clubul nostru. Păi... atâta costă ce discoteca. Cum? Păi dar mi-ai dat cu 100 de euro. Păi era acum 3 luni, boss. Da. Ce faci tot dimineața până seara? Bă, nici o zi nu e la fel, zic sincer. Adică, uite, când sunt acum în țară și am stat ceva timp în țară acum, cred că am stat 2-3 luni mai mult. A fost perioada cu pandemia, da, și da. LA în state mai e nasol. Fiecare zi arată diferit. Uite, când sunt aici, nu mă acces, adică nu mă ocup în fiecare zi așa mult cu compania, pentru că am oameni care se ocupă și doar ne auzim pe un call la final de săptămână sau când mai e nevoie să vedem că e totul în regulă, că suntem la zi cu taskurile, cu sprintul respectiv. Și în rest mă ocup fie că sunt la studio și mai lucrăm la piesă nouă, fie că am un shooting, fie că am un eveniment, fie că adică nu e nicio zi la fel, știi? Da, deci... Cât ai stat aici sau în ultima perioadă, mai mult te ocupi de ceea ce îți place ție, ceea ce iubești tu, da? Muzica. Bă, nu pot zic asta, e că îmi place și ceea, adică îmi place. Nu. Mereu mă ocup cu ce îmi place mie, dar mă ocup cu partea artistică, hai să zicem mai cu mult. Cu partea artistică, cât stai aici, cât stai acolo, ești cât pe acolo companie. E mai puțină muncă artistică și mai multă muncă de tot cealaltă, de matematică și day-to-day operations de astea cu angajații. Cu... Câți angajați ai? Bă, suntem în jur de 20. Majoritatea acum... s-au relocat în orașele de unde erau ei, că nu sunt toți din LA. Inițial noi am început compania în New York, erau câțiva din New York, ne-am mutat în San Francisco, s-au mutat câțiva, iar acum cu pandemia s-au mai dus înapoi prin orașele prin care erau, prin Wyoming și pe unde mai... A, și lucrează toți remote de acasă. Nu toți, mai sunt câțiva în LA, dar majoritatea da, sunt remote și e și beneficiul faptului că în software poți să faci și de acasă, să lucrezi într-o cafenea din Texas și da, știi... Da. Na, da, e un avantaj mișto treaba asta.
Și oricum, pare că în direcția asta se mută totul cu remote work, cu asta. Bă, da, să știi. Mie îmi place foarte mult relația dintre tine și Drăgulin. Și de multe ori mi-amintești de tine. E tovarășul tău cel mai bun? Și tovarășa ta? Da. Da, din anul întâi de facultate, cu el m-am înțeles cel mai bine. Ne-am certat de două ori, dar din niște motive stupide. De ce? Că vreau să, dacă mai ales dacă stupid de motivele... Păi, avea el, îi făceau roast-ul lui Bendeac, acolo, la Apollo. Și mi-a zis, Drăgulin, am două invitații. Și am zis, bă, vreau să vin, dar vreau să cumpăr bilet, pentru că e pentru o cauză caritabilă și nu vreau invitații. În cazul în care nu găsesc bilet, tu ține-le, așa ții minte că am zis, tu păstrează, așa țin eu minte, acum poate că n-am zis păstrează-le. Acolo cred că așa e problema. Și așa, n-am prins bilet, am fost la ora 8 fix când s-a dat drumul la bilete pe telefon, s-au vândut, nu știu, instant, în 3 secunde, eu n-am prins. E supă de Drăgulin. Bă, Drăguline, să-mi dai și mie invitația aia. A, păi nu pot, că i-am dat-o... Nu știu care. Da, unui coleg. Și zic, păi dă-i lui una și vin eu cu el, că suntem prieteni, adică și cu tipul ăla eram prieten, nu, că vine cu gagică ăsta. Aolo, dar cine-i și gagica asta de vine, a intrat ea în gașca noastră, plus nu mai am eu loc de iubitele voastre, să zic. Da, și n-am apucat să mă duc, dar în aceea seară s-a filmat roast-ul lui Alex Velea și m-am dus vis-a-vis că, uite, ăia m-au chemat. Te-ai tripat tu pe, deodată, bă, vreau să fac filme. Adică mi se pare că se vede că asta îți place cel mai mult. Am spus lucrul ăsta. Oamenii trebuie să înțeleagă următorul lucru și să găsim o soluție la treaba asta. Este foarte greu ca un copil, că tot a fost bacul de la alteri, și cred că încă mai e, nu? A fost prima probă sau cum, așa? Da. E foarte greu ca un copil să știe din timpul liceului ce vrea să facă în viață. E foarte greu. Au știut unii. Mozart de la 6 ani, făcea, adică niște genii, niște oameni care au avut o chemare de la 10 ani, nu știu. Sau făcea un lucru foarte bine de mic. Corect. Pentru că și eu în liceu, eu voiam să joc basket, că asta făceam cel mai bine. Corect. Și după facultate nu am mai jucat basket. Da. Gen, dar eu știam cumva ce vreau să fac. Corect. Mi se pare că trebuie să facem ceva cu asta. Pentru că eu am avut această problemă. Eu sunt... Păi tu ce voiai să faci înainte de film? Habar n-avem. Asta era ideea. Pentru că noi trebuie să facem ceva cu asta, trebuie să ajutăm cumva copiii să știe ce vrea să facă, ce vor să facă. Ai văzut că în America există niște din astea, niște momente ale săptămânii în licee în care se fac din astea, vin tot felul de oameni cu tot felul de meserii și expun ce fac ei și îi trag pe copii să facă niște mici workshop-uri, niște mici antrenatoare. La ei să pune practică. Să vadă la ce sunt buni, cum ar veni. Să pune accent pe practică la ei. Da. E, trebuie să se întâmple și la noi chestia asta, pentru că eu vă spun în felul următor. Mie nu mi-a plăcut școala, deloc. Deloc. Nu mi-a plăcut școala, nu mi-a plăcut să învăț, nu mi-a plăcut deloc. Nici mie. Și atunci am fost ultimul om în liceu, ultimul om în facultate. N-am învățat până. Nu mi-a plăcut școala, dar n-am fost ultima. Adică am luat note mari. Bă, sau chimita mea, m-au bătut. Ca să știți, m-au bătut. Mi-au luat cablul de la calculator. M-au închis în casă. Mi-au luat banii. Nu m-au lăsat să fac lucruri. Și eu tot chiuleam și nu învățam. Și pentru că nu-mi plăceau materiile. Nu mi-a plăcut nicio materie. Nu mi-a plăcut cum sunt predate. Nu mi-a plăcut cum sunt explicate. Nu am fost canalizat pe o ceva care să-mi placă mie. Da. Se pare normal să înveți până într-un mic punct. Știu matematică cât să mă descurc, știu regula de 3 simple, știu niște lucuri, știu limba vorbesc, română, limba engleză, limba română, știu limba engleză, gramatică, franceză, literatură, în școală. Ah, da, bă, cât vorbești franceză. Da. Deci știu niște lucruri și atunci mi se pare normal să știi niște lucruri până la un nivel de basic. Da, educație. Să te descurci, da. Da, și un basic cultură generală. Da, cultură generală, Basic de cultură generală trebuie să știi și apoi să ți se găsească calea și să te canalizezi pe aia și pe aia să înveți sau să te pregătești pentru un actor sau cea. Ce vreau să vă spun este că părinții mei n-au știut să facă treaba asta. Eu le-am spus acum, bă, e vina voastră. Și a zis, atât am putut, nu știam. La vârsta de 16 ani, 2 ani înainte de a da bacul și a da admitere, m-au întrebat, ce facultate vrei, mă? Zici ce facultate vrei. Eram, nu știam, oricum nu-mi plăcea să învăț nimic și am zis și eu, zic, dreptul.
De ce? Și acum eu îmi explic astăzi, în ziua de astăzi. Pentru că, unu, ce aveam eu legătură cu dreptul? Eu văzusem filme cu avocați. Aha. Filme, atenție, cuvântul din filme. Eu mă uitam la filme și din filmele pe care le-am văzut eu, o meserie pe care am văzut eu în filme, așa, era așa de avocat. În filme, încă o dată spun cuvântul, avocatul era prezentată partea romantică a lui, cum la bară, cum pleda juraților și făcea să plângă și salva clientul și nu știu. Eu, de fapt, ce ar fi venit cineva înțelept lângă mine și s-ar fi uitat, să zic, bă, băiatul, ți-e plac două filme, două chestii, îți plac filmele în sine, boule, că știi așa, și îți place marketingul. Că da. Ce face ăla acolo, pledoaria aia, e o chestie de marketing. 99% din ce face, în primul rând, la noi nu există cu jurații. Da, deci, nu. Cineva transmite și mie chestia asta. Da. Doi, 99% ce face un avocat la noi este hârțogăraie, citit legi, ținut minte chestii, învățat da. Și asta, și toceală cumva. Știi? Aha. Adică, și eu care voiam să vin să-mi spun ăia la ureche, vezi că așa și așa. Bine. Liniște acum, și să vorbesc eu. Oratorie. Da, da. Putere de convingere, de aia. Deci eu voiam să fiu actor. Voiam să fiu, nu știu, filmmaker în orice variantă, că e scenarist, că e așa. Aha. Și voiam și o zonă de marketing pe care o fac și astăzi, cumva. Aha. Da, adică da, exact da. Ce fac astăzi. Dacă cineva știa să-mi citească ce văd eu. Printre rânduri, da. Rânduri. Ce fac acum părinți foarte destupați și cool, și ok și cu bani, recunosc că una e, dacă n-ai niciun ban, să pici copilul, bă, la 18 ani, tată, du-te la muncă, nu mă interesează. Dar părinți care au posibilitatea, fac un lucru pe care eu o să fac copilul meu, îi dau copiilor lor 1-2 ani sabatici. Adică nu le pune nicio presiune. Bă, tată, tu termină, dă bacul. Bă, dă bacul, învață la materie de la bac, că n-am ce să fac. Și după aia, la ce fac? Nu știm la ce facultate. Ok, spunem ce crezi tu că ai vrea și o te trimit acolo să muncești. Da, să muncești, an sabatic, nu înseamnă tilai da. La cluburi. Da. Înseamnă, ai terminat, ai luat bacul, așa începi, ce vrei să fii? Avocat. Bine, am venit la birou de avocatură cu tare, te așteaptă acolo 3 luni de zile, de dimineață până seara, alături de avocat. Vedem dacă îți place. Și aș fi știut și spun într-o săptămână, ziceam, niciodată, ce fac oamenii ăștia, urăsc. Bine, ce crezi că ai mea? Păi, cred că construcții. Bine, cred că aș vrea să am un club la un moment dat. Bine, iau-o de jos, hai să vedem. Du-te la un club, iau, vezi, tăi cu ăla și vezi că ăla săracul patronul de la club nu se distrează niciodată. Da, ăla da. Nu știe ce e distracție la club, ăla se distrează săracul doar ziua, da, la un restaurant sau știi da, ceva. Da, da, adică, uite, e bună asta, bă, da. Adică e chestia asta, de-aia spun că eu personal am aflat târziu, fără să fac nimic, n-am făcut nimic, automat n-am făcut nimic bine. Adică eu am făcut facultatea, am târșit-o, Manu s-a lucrat alături de tata, fără chef. Am avut niște rezultate, am făcut niște deal-uri pe care și tata zice, uite mă, ăsta l-a făcut, filmul ăsta acolo. Dar în momentul în care nu îți place ce faci, simți, nu faci nici bine. Da, da faci normal, bine. Și nici nu poți evoluezi. Și asta spun, am avut acest noroc, depinde cum privești, glass half full, half empty kind of thing. Da. Adică la 33 de ani mi-am găsit pasiunea. Foarte tare. Pe care nu puteam să nu o găsesc niciodată. Stai, că ziceam, a doua oară, de ce m-am certat cu Drăguliu. Așa, bravo, că după aia mai am... A, gata, știu. Când m-am dus la Ai Umor, aveam un moment, cred că nu pe Gina, nu făceam pe Gina, o făceam pe Marilyn Monroe. Și am vrut să-i citesc textul, doar să îl citesc. Și el abia se trezise din somn și mi-a zis... Cum să-i la citești? Telefon, să-i zic textul. Și el mi-a zis, să știi ce, acum am trezit, n-am chef. Și eu eram în momentul în care nu știam dacă să mă duc sau nu. Nu știam dacă să mint că am făcut, să zic că am COVID, ca să nu mă duc. Ah. Pentru că nu simțeam personajul, nu știu, nu-mi plăcea mie, nu știam cum să fac, adică na. Și am zis, bă, hai să ți-l zic că tu să-mi stai și tu cu părerea, că n-ai și prietenul meu. Sau ajută-mă, că nu te rog în fiecare zi ceva, acum te rog ceva și tu îmi zici, n-am chef eu de tine. Sau așa. Și atunci m-am supărat pe el. M-am supărat rău. Ei, da. Ne trece repede, adică mai mult de o săptămână n-am stat certată, eu nu pot să stau certată cu el. Unde îți place mai mult, aici sau... Bă... Că tu de cât timp vii mai des în țară? Înainte de pandemie eram o lună aici, o lună acolo, adică petreceam destul de mult timp în ambele. Acum cu pandemia am stat mai mult aici, am avut și perioade când am stat mai mult acolo, da, mai variază mai mult. Îmi place mai mult, na, bună întrebare. Îți dai seama cu orașul și... viața, în general, e mult mai confortabilă în Los Angeles și în state, din pricina infrastructurii mult mai dezvoltate, da. Locuri mai mișto, poți să zici,
vizual, na, nu știu, experiențe mai mișto, dar știi și tu că nu poți să înlocuiești unele lucruri. Asta prietenii, e. Familia, n-ai cum să... Și fratele meu fix la fel. El nu? a încercat prin toate statele și el are niște business-uri acolo. Mm? Și până la urmă tot aici o tras. Da, nu. Și lucrează tot așa, înlocuiești. Am lucrat prima oară ca să-mi iau carnetul de șofer. Mama mi-a dat bani pentru școală, dar eu voiam să dau șpagă ca să-l iau din prima, că eu știam care trebuie, eu știu să conduc foarte bine, n-am făcut niciun accident niciodată. Problema care era? Eu știam că dau alții și dacă tu nu dai, automatul pici. Și mama nu-i de acord, e cea mai corectă persoană din tot ce am întâlnit eu până acum. Și a zis nu. Și a zis nu? A, bine. Tu n-ai femei la curățenie? Nu. Și zic, iarăși, uite, e un... râdeam de nevastă și îi spuneam că e o norocoasă. Eu nu-mi calc nimic. Niciodată. Cum nu? Pentru că n-am haine care se pretează pentru călcat. Așa ți le iei? Nu. Zic, așa ți le cumperi, bă, trebuie să-mi iau ceva să nu-ți preteze. Frate, eu nu port sacouri, nu port cămăși, nu așa. Tu-ți calci tricourile? Mi le calcă doamna, da. Păi de ce? Care-i sensul? Păi în primul rând că le extra dezinfectează. După. Și că, nu știu, așa le calcă ea. Da, mă rog, mie nu mi se calcă absolut nimic. Încalcă și chiloții. Eu am impus, bravo, măi, tu știi ce faci. Și lenjeria de pat. Aia e normal, mă, lenjerie de pat, da. Păi eu aia, eu nu văd de ce să calci o lenjerie de pat, că imediat cum te-ai pus să ne o faci varză. Scârție frumos, două nopți. Ok, două nopți, atât, da, după da, aia da, e da. Gata. Dar cu hainele nu, eu nu calc absolut nimic. Tot păi apropo de NBA, eram într-o seară acasă. Dau pe NBA să mă uit, juca Miami cu Oklahoma. Știu ce zici. Și acum stăteam, mă uitam. Pac, mă uitam la Russell Westbrook, nu știu ce. Bă, și să pun ăla pe bancă și te văd pe tine, în spatele lui. Zic, bă, ești prost ăla-i tine, cum? Și ți-am dat mesaj sau da, ceva. Da, mă, omule. Și că da, s-a aici, că de-am filmat televizorul. Mi-am adus aminte acum. Bă, cum bă? Bă, nu mama, ai că... Dar ce m-am bucurat eu că m-a văzut cineva și mai ales tu, știi? Mamă, m-a văzut, am fost și eu în NBA. Gata, mă, șmecher. Îți dai seama cât am investit la meciul cu Oklahoma să stau în spatele lui Russell Westbrook și al lui Paul George, că și Paul George de atunci, știi? Da, mă, scumpi, dar eu nu știu cum de-ai prins. Că aia nu prea le prins, chiar dacă ai bani. Și m-am angajat la o companie de asigurări. Tipul care avea compania, directorul sucursale, era vecinul meu de la etajul 4. Aha, bun. Sora mea deja lucra acolo și i-am zis, Doru, uite, vreau și eu să-mi iau și eu telefon, să merg și eu la mare cu fetele și să-mi iau carnetul. Mă angajez și pe mine part-time, 4-6 ore la tine acolo la... Fac orice, ca ce ai tu nevoie? Păi ce posta? M-am post de contabilă. Zic, bun și ăla. Nu cred. Stai să nu știam nimic. Da. Și m-am angajat. Contabilă. Contabilă, dar nu țineam eu contabilitatea. Mi-au explicat cum, ce tipa rămăsese gravidă și pleca în concediu de maternitate. Și mi-a explicat de acolo, dar în 3 zile câtă contabilitate să... Ce bilanț, ce dacă mă uitam la ele... Păi asta zic. Nu înțelegeam nimic, dar făceam și eu ce puteam. Aranjam bibliorafturile, trimiteam un fax, o țineam pe doamna de lângă de vorbă și îmi făcea ea treaba. Știi? Îi făceam cafeluța, adică păi găsisem eu, nu eram inutilă complet. Și compania asta mai e acum? S-a transformat numele, nu mai există. Când mă gândesc, dacă te-au angajat pe tine pe post de contabil, mă așteptam să... Nu. Nu mai existe. Nu, există, dar și-au schimbat numele, nu știu, au luat o... Păi și cât ai lucrat acolo? 3 luni, până mi-am luat telefon, am dat de carnet, l-am luat, okay, deci și eu mi-am ținut de plan. Okay. Le-am făcut. Bă, sold out. Și găsesc eu un site din ăsta de combinations. 2000 am dat. Și în America cu combinations ăsta. 2000 de parai am dat pe biletul ăla. Wow. Eu n-am, adică de fiecare dată, în jurul nostru, la diferite persoane, când au fost nevoie de ajutorul tău sau de implicarea ta. Dar mie mi se pare... Dar asta e, cu asta am deci asta este datoria noastră pe acest păi moment. Da, mă, da, să ajutăm, da, okay. Noi de-aia suntem aici, nu ca să facem podcast. Da, mă. Și în podcastul ăsta, dacă putem, să transmit o informație care să ajute pe cineva. Să uite acasă, după ce a râs de două ori, să-i rămână ceva, să rămână cu ceva, asta, da. Da, aș putea să fac asta. Eu cred că este datoria mea și a tuturor, nu doar a mea, să ajutăm direct proporțional cu binele care este în viața noastră. Iar eu în viața mea am foarte mult bine.
m-am născut într-o familie, mă rog, săracă, că m-am născut în Dristor, două camere cu igrasie, dar care în timp a făcut bani. Da. Da, deci cumva am avut bani din mai de tânăr, mai din nu chiar de așa da. Copil de Mangata, un tânăr de Mangata. Deci am avut bani din familie. Mi-a fost bine. Părinții bine sănătoși, cum să spun, am copii, am familie, am tot ce-mi trebuie. Am avut noroc de multe lucruri în viață, multe lucruri pe care consider că aproape că nu le meritam, le-am avut și mi-au venit ușor, da? Da. De la femei la ce vrei tu, mă rog, mașinile sunt tot în sfera banilor și a părinților și asta, dar niște lucruri pe care am uitat și am, bă, unde mă stă asta cu mine, mă uitam la mine și zic, eu, uite, bă, ce... De la Dumnezeu, noroc, știi? Da, cumva, da, da. Ceva mi s-a dat, nu meritam, n-am avut atâta merit în viața mea, să zic, bă, am fost meritos. Și atunci consider că noi trebuie să facem bine și să stabilim lucrul ăsta direct proporțional cu binele din viața noastră. De aceea eu sunt dator să fac foarte mult bine. De aceea fac chestia asta cu spitalele, de exemplu. Da. Renovez spitale și fac, pentru că îmi dau seama că eu sunt mai faimos decât ar trebui să fiu. Pe merit, cumva. Adică, bă, de ce sunt eu atât de cunoscut? Sunt eu atât de bun actor? Sunt eu mai bun decât Adrian Titien, Vlad Ivanov, niște nume pe care când le-am spus acum, 95% din cei de acasă nu știu cine sunt așa. Da. Și pentru mine sunt niște monștri. Niște monștri efectiv ai actoriei de acum, idolii mei. Și nu sunt cunoscuți atât de cunoscuți. Sunt eu așa. Sunt eu la... Adică cumva simt că sunt mai faimos decât ar trebui și din faima asta eu trebuie să aduc ceva către o cauză pe care să o fac vizibilă, la care să strâng bani. Adică faima asta nu mi-a dat Dumnezeu. Da, da, gândirea asta. Că de unde a plecat? Pentru că nu mulți oameni gândesc așa, mai ales oameni de genul ăsta, care au bani, care au venit din familii înstărite, care au impresia că totul îi se cuvine. Pentru că majoritatea oamenilor și a copiilor de bani gata, așa. Da, nu sunt așa. Crezi? Nu sunt... Aici, da. Eu aici vreau să te întreb pe tine. Tu cunoști... Da. Niște oameni cu bani adevărați, mulți. Da. Da? Da. În afară de mine. Da. Tu n-ai observat că cu cât mai mulți bani au, cu atât mai relaxați sunt? Real? Adică ăia care au cei mai mulți bani pe care îi cunoști tu, da. Sunt relaxați? Sunt ăia în tricouri, ăia așa undeva într-un colț, n-au cea mai bună masă. Asta așa e, da. Da, e. Da, eu zic că mai sunt personaje gen copii de bani gata, care într-adevăr sunt copii, 18, de la 18 la 30 de ani, da. Să zicem. Sunt niște copii, până la 30 de ani încă nu ești bătrân. Dar ești tot în, știi, care n-au, sunt foarte aroganți, sunt foarte superficiali, au impresia că li se cuvine. Au încă nevoia de a demonstra, au încă frustrarea că n-au avut până de, deci dacă ei au avut din ani și din generații și nu știu, să relaxați. Dacă toată lumea știe deja, bă, ăsta are bă mulți. Eu sunt mă pe trotinetă electrică, nu m-am papuci, da. Căcață, doam, ceas la bună, câteodată îl las acasă în safe. Adică, cred că ei au încă nevoia cumva în ei, așa. E genetic așa, de a demonstra, nu știu de ce, nu au bani de mult, au nevoie să arate, nu au cultură, că contează și asta. Câte cărți ai citit? Adică n-ai citit nimic și tot ce ai citit, ai citit firmele alea de aici? Gucci, Balenciaga, Versace, dacă ai citit alea, e greu. Că, păi asta spun, pentru că eu cumva îi și înțeleg, bă, când asta nu e foame, e normal să nu... Și cum arăți foame așa? Foame. Nu, general, nu. Nu e foame. Nu, că, nu, mă, nu, nu zic, foame. N-ai dorința aia de a reuși. Bă, când nu există dorință de a reuși, tu ai avut dorință de a reuși, deși tu, na, veneai, adică nu, la tine nu s-a pus niciodată problema să mori de foame. Dar ți-ai vândut niște ceasuri. Dar a reuși înseamnă mai multe lucruri. Mai multe lucruri. Nu doar niște bani, nu. Exact. De multe ori presiunea banilor și a reușitelor tatălui meu îți dă altă presiune de a reuși. Normal. Altă fel de foame. Bă, dar eu... Ultimul adică, prost, și dacă, da. Și dacă, bun, ok, mă apuc și... Tăi că mi-a făcut milioane, bă, la propriu, milioane. Băi, mă apuc, nu știu, și la un moment dat, în urma unui business construit în an, fac profit, jumătate de milion. Păi ce am făcut? Râde ăla de mine, adică zic, adică... Și alții zic, dom'le, stai puțin, că băiatul cu Da. Bă, nimic, adică ce ai făcut? Nimic. Sau ai făcut și tu niște bani un pic mai mulți, dar cu... 1,2 milioane de la el. Da, deci da. Ține, finanțarea mea. Deci oricum, ori pe ce part o luai în zona de business, antreprenoriat, era greu. Da, adică... Da. Și maica mea acum este o femeie la 71 de ani, care în afară de picior, că așa s-a întâmplat să fie, e o femeie sănătoasă la cap, care și-a făcut în cei 20 de ani, a stat în fundul meu, până m-am căsătorit, până, știi, m-a călcat, m-a spălat, m-a hrănit, dar
Una e când te scoli la ora 6 și pleci la muncă, da, și nu-ți place ce faci. În condițiile asta în care cel mai important, era făcea contabilitate primară într-un institut de calcul. Dar nu e, frățică, despre asta. Știu. Nu e nici despre frecat să stai să o freci. Că eu acum nu încerc să, când îți spun că lucrez la calitatea vieții, asta nu înseamnă că stau și o frec. Da, mă, da. Dar să stai, uite, anul trecut în pandemie, când s-a închis absolut tot, aveam foarte multe lucruri în plan să fac începând din martie. Bă, zilnic vedeam cum se deschide boboc de floare, uite așa, cu, știi? Când vedeam toată natura, cum, bă, mă bucuram de lucruri. Era... Ești mai boem, tu. S-ar putea să fiu mai suflet de vioară așa, dar mie îmi place, bă. Mie îmi place, nu stau să o frec. Dar îmi place să fac lucruri frumoase, să mă duc, să gătesc ceva bun, să știu clar că la apusul soarelui îmi desfac o sticlă bună de vin. Dar ce aș bea? Beau asta. Dar poate, hai, seara asta nu beau. Poate mă duc în seara asta cu copilul și cu câinele până în parc. Hai să facem asta, hai să facem asta. Bă, dar știi ce? Hai mâine să ne programăm toată ziua să ne uităm la un film. Da, mă, ești un om simplu. Când vine perioada de muncă? Simple, da. Peste două săptămâni. Ok, ne... Mindset-ul. Ne facem mindset-ul, peste două săptămâni începe munca. Păi și cum ai ajuns la În puii mei? Drăgulin. Drăgulin m-a chemat. A, da? Da. El a spus că are o colegă. Eu cu el m-am înțeles cel mai bine în anul întâi. Cu el îmi făceam toate bucățile, toate șeletele la școală. Păi și da, și tu erai pe imitații și pe de-astea? Nu, habar n-aveam că pot să fac asta, dar... A, ok. Da, habar n-aveam. El, păi el, când el... mi-a zis Mihai, m-a sunat la 12 noaptea, m-a sunat și mi-a zis, mâine o faci pe Narcisa? Și eu am zis, da, cine e Narcisa? Narcisa. A, tu nici nu știi personajul. Și mi-a zis Narcisa Luguță. Și cu fa, mă, ia. Și când am intrat pe YouTube și am văzut, zic, mă, acum nu pot să zic că nu. A, ți-a fost greu? Am avut un mare morcov, îți dai seama că și mi-a ieșit de frică și de spaimă și de, știi? Păi de ce? Pentru că n-am apucat să o studiez ca lumea sau, habar n-aveam cum se face treaba asta. Cum e prost, cum e bine, cum, care e limita, care e procedeu. Sau... Nu știam, că la școală nu faci imitație. La școală ești tu cu tine, tu metoda Stanislavski, frumos. Păi ăsta e talent, ești nebună. Cum? Tu când mergi în vacanții, dormi mult? Stai mult? În primul rând e vacanță lungă. Deci da, și la mine la fel. E vacanță lungă. Eu am două zile se freacă, o zi vizităm. Sau chiar trei zile. Stăm, plajă, păpăm bun, nisip alb, apă turcoaz. A treia zi ne ridicăm de pe șezlong și vizităm. Ce om avea de vizitat? Pe acolo. Da, de obicei nu sunt fan vizitat, pentru că am avut numai... Nu există. Am avut patru încercări ca să urc în Turnefel. Și nu? Nu există. De ultima ce? Oară... De ce, mă? Băi, tare acolo. Vezi că e tare acolo. Păi știu, dar nu mă pot pune la ora 6 la coadă. Deci m-am pus la 6 dimineața la coadă și erau cam vreo 800 de metri până la... Nu există așa ceva. Nu există. Am plecat supărat. Eu pe Franța sunt fiert. Pentru prima oară asta ai făcut-o, nu? Nu, prima oară am făcut-o pe Mocanu. Ah, ok. Mă era ușor, adică am văzut-o în buze mari, am făcut-o un pic așa, m-am uitat un pic așa. Da. Nu era așa greu, știi? Da, dar la Narcisa am zis, mâncați-aș gura ta, stai că asta se uită așa. Ah, da, bă, uite, bă. Vezi că e nasoală, că îți rămâi... Poți să rămâi așa. Eu știam, nu te mai uita așa, că poți să-ți rămână ochii. Se slăbește mușchiul aici de la os și poți să... Da, bă, că tu o jucai așa. Și mai și țipam, că băieții ăia de la sunet săraci ziceau, după fiecare dublă, Anca, aici, zici la fel de tare? Da, mai urât făceam, îți dai seama, că nu mă gândeam la treaba asta. Aveam spaimă, a fost. Deci tu n-ai... Și după asta ai mai făcut opii? Am făcut, nu știu, multe. Am făcut Vica, am făcut Moldoveanca aia cu da. La mine mașină facă ce vreau eu. Așa? Bă, iată-le, bă, da, bă. Nu știu, am făcut. Că nu mai știu. Îți place mai mult Asia decât Europa sau America? Asia, total. Deci, de ce? Eu am fost prima oară în Filipine, cât spuneam, în afară de Asia, acum așa. În... traseul pe care l-am avut, eu am mai fost de trei ori înainte în Filipine. Printr-o întâmplare, undeva în anul 2004 am ajuns cu Staru, cu Badea. Da. Cu Badea, pe vremea era DJ Star. DJ Star. Cu Badea, cu Nicoleta de la Haikyuu, o mai țin minte pe Nicoleta, care a înlocuit-o pe Nălbaru.
Da, dar nu... Așa, bună prietena de-a mea. Și cu Bobiță de la Voltaj, Bobby Stoic. Da, îl știu pe Bobby. Și am ajuns în 2004 în Filipine, în Boracay. În 2004, acum 17 ani. Da. Și Boracay, la vreo 4 ani, 5 ani după, a ajuns într-o listă de-asta de... Da, destinații turistice în... Și am primit o broșură în care eram înștiințați că pe insula aia eram al 4-lea, al 5-lea, al 6-lea și al 7-lea cetățean român care am intrat pe insula asta. A, ce tare. Erau încă doi oameni care ei ne-au chemat acolo. A fost foarte anevoios, undeva la un 48 de ore door-to-door din București până în Boracay. Acum se ajunge mult mai ușor. Și eu în secunda aia, țin minte, am niște poze în care stăteam și mă uitam așa la mare, seara, căldură, nu făceai diferența între căldura de afară și căldura din apă, știi? Doar simțeai că intri în ceva lichid, știi, atâta tot. Bă, m-a fascinat. Și eu în seara aia îmi venea să-mi dau pumnii în gură și să-mi sparg fața, supărat pe toți banii pe care mi-am mirosit pe vacanțe în Europa. Știu că mulți o să zică, bă, Fodore, înseamnă că n-ai umblat pe unde trebuie. Ba da. Bă, niciunul nu se pe Europa. Nu sunt, nu e, da? Deși tu simți da, la da, nu, okay, nu, 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 nu. Mi se pare că eu, Europa fiind aici aproape, bă, astea aș vrea să le văd pe la 50, 60, că la 60, 70 încolo nu mai zbor eu 15 ore, 48 de ore. Nu te mai duci prin Cambodgia. Acum ați văzut astea. Da. Într-o zi eram la semafor, undeva pe Fifth Avenue. Eram în drum spre școală, parcă, și am auzit, era perioada când abia apăruseră story-urile pe Instagram, știi? Feature-ul de story pe Snapchat de pe și Snapchat, l-au furat ăștia și era mare show. Și era o fată la semafor, un grup de fete la semafor, care auzeam cum se plângea ea cum cât de greu e să sincronizeze story-urile de pe Snapchat, să și le pună și pe Instagram și știi ce. Okay, da. Și eram în lumea mea cumva acolo, așa, și mi-a rămas în cap ce a zis fata aia. Și am zis, bă, dacă fata aia care... Știu, ține-ți ideea, că știu. Păi și de ce nu faci acum acest feature să sincronizezi TikTok-ul cu Reels-ul? Bă, cred că există deja soluții în direcția asta. Nu știu dacă... Pentru că Îți dai seama, e o oportunitate, dar oricum asta ce urmează să zic e de aici a plecat tot. Nu da, e... da, știu. Nu, ca să nu-mi pierd ideea. Acum așa, zic. Da, de e ce o chestie interesantă. Asta? Sigur a făcut cineva sau s-a gândit sau... Păi de ce nu faceți voi dacă tot în sub aplicația încă asta? Încă nu suportăm Reels-urile, nu sunt parte din suite-ul de tool-uri pe care le oferim noi, partea de Reels, încă că nu e demand încă din partea companiilor. Dar interesant, o să mă gândesc, o să ne uităm. Da, și de acolo a pornit treaba asta, mi-a rămas în gând ce a zis fata aia, că se plângea ea, care, bă, vedeam, era o fată tânără, nu cred că avea 100 de conturi, avea un cont pe Snapchat și unul pe Instagram, ea se plânge că e greu să-și sincronizeze alea. Și eu aveam prieteni care aveau agenții, am mai lucrat cu ei agenții media, unde lucrau cu branduri, cu influenceri sportivi și tot felul de actori, cântăreți. Și știam că au foarte multe conturi de astea de social media pe care le manageresc, le controlează, le gestionează ei. Aha. Și mă gândeam, bă, dacă se plânge fata asta cu două conturi, da, aia care au sute de conturi pe care zilnic au... lucrează cu Kevin Hart, care postea pe atunci numai pe Snapchat, cum fac că iau toate alea 50 de story-uri că postează el pe zi pe Snapchat, cum unul câte unul le aplaudează pe... E greu, da. Și era greu și am zis, bă, sigur există o soluție de genul care să creeze automat. Am ajuns acasă în seara aia, am stat, am făcut niște research și am văzut, bă, nimic. Am zis, o fi ceva, nu știu, poate nu e interes pentru așa ceva. Mi-a sunat un prieten care avea agenția asta de marketing, de PR, de management și le-am zis, bă, voi cum faceți treaba asta? Cum sincronizați postările clienților pe ambele platforme? Zicea, foarte simplu, avem pe cineva, asta tot în fiecare zi se loghează pe contul ăla de pe Snapchat, downloadează, după intră se loghează pe Instagram și aplaudează unul câte unul așa. Zic, aha, și n-ar fi mai mișto să fie totul într-un click automat să poți să sincronizezi? A, ba da, dar nu există încă nimic. Ok, m-am gândit că... Da. Și nu ți-a fost teamă? Că? Să zici, bă, poate am o idee bună, zic, și luăm un băiat de asta cu agenții. Nu, eu n-am crezut niciodată. Gândește că am avut atâtea proiecte până în punctul ăla pe care mi le începusem, tot felul de alte idei de genul care nu au funcționat și deja îmi pierdusem ideea asta că o idee fără să o implementez nu valorează nimic. Da, știu. Eu n-aveam, ideea e doar 20% aia. Și am avut atâția clienți care veneau la mine, mă puneau să semneze NDA-uri și contracte și de astea pentru toate ideile de rahat. Am zis... Eu nu mai aveam deja chestia asta că mi-e frică de idee. Ia ideea, fă ce vrea, știi, să o implementezi mai bine ca mine? Succes, dacă nu, tot eu câștig într-un final. Da, n-aveam ideea asta. Așa e. Ok, și după am început să crez, că am văzut că nu există nicio soluție în direcția asta, am zis, hai să crez eu un prototip, să văd dacă merge din punct de vedere tehnic treaba asta, să fie totul automatizat, să poți într-un click să sincronizezi toate alea 50 de story-uri cât are un client pe Snapchat, să le pui automat pe Instagram.
M-am dus cu soluția, am reușit într-un final tehnic să o implementez. Voiam să ajung la Dirty Nano, știi? Da. Am anticipat că vine vara și trebuie să se întâmple niște lucruri. Și am făcut cu George Hora, știi? Da. Asociatul meu de la Dirty Nano, știi? Asociat. Eu am mulți asociați, să știi. Da, păi da, să știi că merg pe, am mers pe o chestie în care am crezut-o și... decât să facem viață 5 lei singuri, mai bine faci 15 lei în doi, știi? Păi și când ați făcut grupul? A, am făcut în 2015. A, după Epic. După Epic, da. A, am un articol pe care l-am intitulat Puterea nu se joacă. Și ți-l explic conceptul. Conceptul pleacă dintr-o chestie care se numește în actorie Curtea joacă regele. Și dacă te gândești la acest principiu și îl înțelegi, o să-ți dai seama cum trebuie să fie și în viață. Și așa e și în... mie mi l-a explicat, pentru că n-am făcut școala de actorie la timpul ei, mie mi l-a explicat pe set Iura. Așa. Jucam un mafiot și mi-a zis, bă, mafiotul nu joacă mafia, nu joacă puterea, nu joacă nimic. El efectiv e un om relaxat, mai relaxat, că el nu e nimeni, că el e peste toți, și puterea lui se vede din cum se raportează ceilalți la el. Curtea joacă regele. Regele nu intră niciodată în încăpere ca un rege. Da. Regele nu e. Regele este un om. Poate demn, poate stă drept de spate, poate are o conduită sau... Restul, când a intrat regele, pe jos. Efectiv, unii la propriu pe jos, temenele. Da. E aceeași lucru în viață. Puterea nu se joacă, banii nu se joacă. Adică în momentul în care ai bani, îi ai și punct. În momentul în care vrei să demonstrezi că ai bani, ești de fapt n-ai. De fapt n-ai. În momentul în care scrie pe tine Balenciaga am bani, hashtag am bani, hashtag mă jur să moară mama, tu de fapt n-ai. Sau n-ai destui. N-ai destui. Nu mă refer la faptul că ăla e fake sau că nu. Poate ăla chiar are o mașină. Dar tu încă vrei să arăți, tu vrei să demonstrezi. Nimeni nu demonstrează. Păi nimeni, eu nimeni, de la în viața mea și toți băieții aia, nimeni n-au nimic de demonstrat. Da. Eu în viața mea, pe toți ăștia pe care eu i-am cunoscut sau am luat contact cu ei de-a lungul timpului, care au, care arată, care foai verde, nu au. Și deci, paradoxal... Nu au, sau nu au destul. Sau nu au destul. Cât ar vrea ei să spună. Exact, sau nu au pe cât arată că au. Da. Milionari în euro, da, și de fapt au zeci, sute de mii de euro. Și ei vor zic că e milionar, nu avem nicio problemă, nu avem nicio grijă. Da. Deci nu există. Cine vrea să demonstreze, ăla care e mai... tare în gură și mai umflat și mai așa și mai așa, ăla nu e cel mai periculos om din încăpere. No, efectiv, nici la bătaie, mă refer. Da, adică da. Aceeași chestie, ăia care latră mai tare nu e cel mai... Ăla care vine, stă așa și când ți-a acroșit eu, ești jos. Știu și eu. După acel 2004, m-am dus 2 ani de zile mai târziu și era o zonă de asta, o cafenea tot în Buracai și am fost strigat după porecla din cartier. În anul ăla de Revelion au fost în jur de vreo 250-300 de români. Bă. Moment în care am zis... V-am pupat, nu mai aici, nu mai calc. Mi-am găsit alte cotețe prin alte părți pe la Porto Princesa, prin Sebu. Și cu cine ai fost în 2006? În 2006 am fost cu Seleși. L-am luat pe Seleși după mine, e foarte, foarte bună povestea. Seleși tocmai trecuse printr-o despărțire și era supărat. Și m-am întâlnit cu el într-o benzinărie și eu aveam biletul, pe 1 decembrie plecam. Și zic, bă, Seleși, dar nu vrei să te iau cu mine, uite, în Filipine și să te fac bine? Deci, știi cum e, că mă faci bine? Zic, bă, frate, hai mă cu mine, că și eu m-am făcut bine de multe lucruri pe acolo prin Asia. Hai cu fratele tău. Și a venit Seleși cu mine, nu știu cum s-a dat peste cap, și a venit de la 1 decembrie, am plecat amândoi. Deci noi ne cunoșteam din piață, așa, adică nu să zici că aveam cu el... Prietenii. Da, tovarăși. Ne-am întâlnit în benzinărie, ești nebun. Ce, salut, Cosmin, salut, Fodor, ce faci? Bine. O pregătești și eu. Plec și eu în Filipine, tu ce faci? Am trecut printr-o despărțire și sunt un pic așa. Păi nu vii cu fratele tău să te facă bine? Și-a luat nebunul bilet. Și am plecat cu el pe 1 decembrie. A stat până aproape de 20, că avea, așa mi-a zis. Că avea 1 ianuarie ai plecat. Eu am plecat pe 1 decembrie. A, 1 decembrie. Da. Și a plecat la București, că a zis că avea ciubucuri. Și în locul lui mi-a venit un prieten foarte bun. Era comisar în garda financiară, un băiat cu toate calculele la el, ca să zic așa. Și ne-a rupt, ne-a fascinat. Noi am stat acolo până pe un 15 februarie, am stat o lună și ceva prin Filipine, după care am plecat, am fugit la Bangkok.
Unde am stat și la Bangkok și după aia ne-am dus jos în sudul Thailandei. Păi și când v-ați întors? 15 februarie, două luni. Pe 1 decembrie? Da, da. Aia zic eu vacanță. Bă, uite, asta de ridică mâinile. Da, adică e de bine Pingu, nu? Aia e vacanță, frățică. Și Crăciunul și astea le-ai Crăciunul făcut? Făcut în Moș Crăciun, cu aveam de-asta cu șliț, cu, la șliț aveam blăniță albă. Foarte interesant. Dar erai singur? Eu eram singur, da, da, da. Eram singur, nu cunosc. Așa, haiduc? Și atunci, 2015-2016, am început cu niște piese, pe din astea avea niște beat-uri pe care el nu le folosea în proiectele lui, cu Voltaj, cu Camelia, cu Gras, cu cine a lucrat el, Master, pentru Connect. Ce făcea? Că depinde ce face pentru fiecare artist din România, știi? Vinde multe piese, face super, super producții, dar nu e nișa lui. House groovy, nu știu da, ce. Da, și da, da. Niște beat-uri, nu știu ce. I-am spus, bă, ăsta e prea trance, ăsta e prea nu știu ce, hai să vedem, hai să nu știu ce. Și mă, am făcut noi una la Sebastian, dar prima care a fost bombă și care e, după părerea noastră, un super groovy, pam, 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 știi? Prima de la Motans. Da, da. Și aia toată lumea știe, P.S. Curvo. Știi? Aha. Și de la prima tobă, știi că e piesa aia. Da, așa e. Asta e cumva masterpiece pentru noi, știi? Ultima care a fost de succes mare, nebun, a fost... Ginuța. Gina Felea. Asta. Da, da. Eu nu știu cine e fata asta, dar... E o doamnă de pe Există. YouTube. Există, da. Ah. A făcut ea un anunț pe YouTube, cum că așteaptă fete interesate de... prostituție asta era să zic. De... prostituție? Nu chiar. Dansatoare la night. Sau nu știu, mă la rog. La night. Ah, ok. Ah, așa. Și asta cine ideea să faci personajul ăsta? Mihai. A, el, nu? Toate personajele el le-a făcut. El a scris, el a regizat, el a jucat, el. Păi și cât timp ți-a luat să faci, să pui baza? Bă, m-am mișcat repede, chestii de câteva zile. Am văzut cam cum funcționează, am implementat-o și le-am dat-o să testeze. De acolo am sesizat că ei au dat-o mai departe altei agenții să testeze. Nu mi-au spus treaba asta, dar am observat în baza de date că mai erau și alții care au început să folosească treaba asta. Și am zis, stai un pic, ăștia sigur au făcut ceva șmecherie acolo de cergiuiesc oamenii, îi pun pe alții să plătească pentru ce fac eu. Și am zis că nu e în regulă, eu v-am dat pe gratis să faceți treaba asta, să testați soluția asta. Da, tovarășul tău. Da, tovarășul meu, dar... Dacă voiam tovarășului meu, îi luam accesul la aplicația aia, în secunda 2, nu era o problemă asta. Dar atunci mi-am dat seama de oportunitatea ca business a implementării. Faptul că salvai 8 ore pe zi a unui angajat de muncă, era bani mulți. Gândește că era 60 de dolari plătit pe oră angajatul respectiv, 60 ori 8 ore pe zi, salvai niște bani buni. Și dar de la ce vine Dărtinanu? De la George, știi? El avea, lui place foarte mult să creeze nume din astea, știi? Și era o chestie în care Nano vine de la o chestie muzicală, da? Nano, da. Așa? Da. Și Dirty e partea Dirty a muzicii curate pe care el o făcea oricum și aici sunt niște beat-uri Dirty, mai nu știu ce. Și după aia m-a întrebat, bă, tu te regăsești? Eu zis, da, dar vezi că eu sunt mai vagabond, așa, eu sunt Dirty, tu ești Nano. Așa facem, da? Ca idee, na. Noi suntem Dirty Nano împreună, dar când ne mai prezentăm sau mai glumim, eu sunt Dirty, el e Nano, știi? El e, na. Ce tare, bă! Da, da. Mamă, ce tare, ești nebun! Am avut două momente foarte nasoale, foarte nasoale în viața mea. Adică așa, adică, bă, viață și moarte le-am simțit. Da? Da. Da, că lumea mă întreabă, știi, bă, dar de ce umbli cu bodyguard? Bă, am avut niște momente, într-adevăr, viață și moarte. Unul a fost, am plecat de la un club din ăsta în aer liber. Așa. Din Herăstrău. Și am plecat, eram eu cu bodyguardul meu, pe care îl cunoști. Da. Cu Geo. Da. Da. Eram cu o fată, eu, la momentul respectiv, acum mulți ani, prezentatoare TV, nu știu. Nu contează. Ce. Nu, că nu. Nu. Era, a fost o relație... oficială, nu, se știe de ani. Și prietenul meu foarte bun în momentul respectiv, Florin Moldoveanu, era cu Delia. Da. Da, și a fost. Două cupluri la club, da. Două cupluri am plecat. Noi ne-am suit în mașină cu Geo, că eu nu conduc niciodată dacă am băut nici măcar un pahar. Dar Geo de când e cu tine? Din totdeauna. Deci de vreo 17 ani, nu știu exact, trebuie să calculez. Păi, dar deja ceva. E din familie. Da, familie. Prieten, îți dai seama.
Și eu am plecat, deci Geo la volan, eu în dreapta, am plecat, am luat mașina noastră și am mers câțiva metri. Și am văzut o situație în care Florin oprise și el mașina sau nu știu cum, era singur, de el era mașina de acolo, îi făcea niște semne așa disperată, și adică ne-am dat seama că ceva, iar Florin era în fața mașinii lui, la, așa, discuta cu doi. Dar simțeam că discuția e una extrem de, adică era extrem de agresivă. Probabil că nu se întâmpla nimic pentru că Florin se simțindu-se singur încă era, bă, să o potolească sau nu știu ce. Geo a tras pe dreapta și atâta mi-a zis, stai aici, în mașină. S-a dat jos. Da. Eu matol. Înțelegi? Da. Eu, sincer, acum și acum aici m-aș băga. Adică nu prea mi-e greu să cu astea. Stai, domne, că eu înțeleg că de multe ori pe un băiat bun organizat mai mult îl încurci. Adică mai da. Mult îl încurci de ce? Că mai are și grija ta. Nu neapărat exact. Că nu ajuți deloc. Dacă el în loc să-și facă o treabă un pic mai grea, nu știu ce, dar să știe, bă, sunt eu aici, maxim poți să mă lași eu mașină, acolo n-ai treabă. Dar să ia și el la ce sunt. Eu m-am dat jos și eu. Și acum ăsta, omul meu, îl luase pe unul dintre ei într-o parte. Ne-am dat seama că era groasă, Florin era certat cu el, nu știu ce se întâmplase. Și Florin a rămas cu unul și se și luaseră, nu mă simt dracu, se luaseră deja de haine sau nu știu, și al meu îl luase pe, ăla, pe un băiat într-o parte și Florin, care Florin era mare, da. Se luase cu ăsta așa și ba, am venit eu, m-am dat jos din mașină. Ai venit tu? Eu, da, dar sunt foarte rău, să știi, vezi că pregătit, stai cu minte, stai cu minte. Fii atent, am venit eu și când am ajuns acolo, nu știu cum, ăsta se luase Florin, prietenul meu, ba, mi-am dat unul la ăsta. Care se bătea cu Florin, cumva. M-am dus și eu la, unde să mă duc la adigar care se bătea profesionist, m-am dus și eu la ăsta care era tovarășul meu, nu, da. Logic. Ia atuna. Ăsta cumva, mam, s-a, așa, n-a căzut și a început să fugă. M-a început să fugă așa pe șoseaua Nordului mult, mult de tot. Și eu și Florin am început să fugim după el. Bă, dar cât puteam de tare cum ar veni, știi? Mam. Și eu și Florin fugeam după el. Cea mai mare greșeală. Matoi cumva, știi, nu da, să-l prindem și să-l mai bate, nu înțelegeam nici de ce ne batem cum ar veni. Dar era problema prietenului meu, da, te bagi, ce să faci? Bă, frățioare, două lucruri s-au întâmplat. Lucru numărul unu, la un moment dat Florin nu mai alerga, alergam doar eu. Nu știu de ce. Florin a obosit sau ceva, sau l-a lăsat. Și eu, nu are alergam, dar alergam singur. După el, nu mai era ăla. Dar n-am văzut. Eu alergam. Tare. Și ăla la un moment dat în față s-a oprit. Stai așa, nu știu câte cadru. A, stai să văd câte cadru. Stai așa, fiat. S-a oprit. S-a plecat așa. Ata am văzut eu. Mă auziți? Da. Deci, din spate, da? Da. Ata am văzut. Deci, s-a oprit și s-a plecat așa. Bă, frățioare. Nu cuțit, sabia scos. Adică... Îl avea sabii pe el? Nu mă, glumesc că stagirez de sus. Deci a făcut așa. Și a scos un cuțit care s-a desfăcut. Deci el era atâta mâner. Închis. Mâner. Aha, da. Deschis era dum. Băi, ești prost. Băi. Deci l-a scos așa. Pac, s-a plecat, l-a scos și s-a întors. Bă, când l-am văzut, ca în desene animate pe călcâie, că veneam foarte tare. Și am pus până pe călcâie așa. Așa. Înțelegi? Am da. Făcut gaură în asfalt cu Adidas și cu tot. Deci așa eram, până pe călcâie. M-am întors invers și am început să fug. Și el a început să fugă după mine. Băi, frățioră, știi desenele animate când e unul un topor și ăla e cu un topor mai mare și când vede ăla care e topor mai mare, gata, ești mai șmecher tu? Hai de cap, bă, frățioră, băi, da, vezi că acum știi, pare un pic. Băi, și am început să fug. Panică. Bă, am început să fug în partea ailaltă. Eram destul de mult, vedeam pe undeva și pe al meu și pe Florin, da. Care Florin s-a băgat să-i întreabă ailaltă, știi, acolo. Da. Bă, fugeam. Bă, și ăla mă fugurea cu cuțitul. Bă, și ca să fie toate bune, m-am și împiedicat. Și ai căzut. M-am împiedicat și am căzut. Și am, deci m-am împiedicat și am căzut pe jos și singura chestie pe care am putut să o fac, știind că vine ăla tare în spate, am apucat să mă întorc invers. Și iată-mă pe jos, așa, pe spate, și ăla a venit și a vrut să-mi fugă cuțitul în burtă. Deci efectiv s-a plecat și făcea așa. Bă, ești nebun la cap. Bă, n-auzi povestea de... Bă, a fost, bă, frate, bă, frate, mamă, mi se zbârlește carnea pe mine. A fost la știri. A fost la știri. Adică noi găsim undeva pe o știre, pe net, nu știu, se uită aia de pe la antena, băi, de pe la ceva, că pe la antena a fost. Pe la... Așa. Deci el a vrut să mă figă ăla în stomac și eu stăteam așa pe spate și doar mă roteam, că el se rotea și îmi vrea să vină dintr-o dată. Și eu mă roteam așa cu lângă el și dădeam cu picioarele. Deci, ca un gândac. Bă, ca un gândac răsturnat.
dădeam din picioare disperat peste lamă, că am Adidas și tăiat și mi-a tăiat și aveam pantalon scurs cum am acum și mi-a tăiat și pantalonii cumva. Nu are să mă taie, dar încerca să mă împungă în stomac. Bă, ești nebun. Cu el. Și eu țipam la ăia. Geo, Florin. Ăia nu vedeau cum ar... Adică nu văzuseră toată... Bă, astea secunde ce vorbesc. Da. Bum, am fugit, m-am întors. Bă, cu tare veniți. Bă, și... Cum eram jos disperat, nu puteam să mă ridic. N-aveam momentul să mă ridic. Da. Eu știu ce aș fi făcut în picioare cu ăla aproape. Că nu știi cum să... E greu să-l cuțit. Normal. Dai seama, noi suntem... Nepoți. Nepoți. Și eu strigam la aia. Mamă, și când l-am văzut pe Florin când vine... Bă, venea tare din spate. Băi, îți jur, stând așa jos, m-am îndrăgostit el. L-am văzut venind ca pe Batman. Pe Batman. Iisus. Venind, da, îți dai seama, venea Florin așa, știi, mamă, zic, Batman. Păi și n-ai strigat care cuțit și dacă venea, ce se întâmpla? Eu n-am strigat, că eu am crezut că toată lumea vede lucrul ăsta, că eu stau pe jos și că ăla vrea să mă fingă un cuțit atât. Adică ce să strigă? Atenție, are cuțit? Eu am strigat, bă, ajutor. Mi s-a părut că acest ajutor are gen, bă, groas. Mă, și cam Florin așa, ca Batman, vedea, zic, mamă, da, știi? Da. Astea? Bă, și când i-a dat un pumnul ăla, croșeu ceva din fugă, bă, a căzut ăla 2 metri și a căzut și cumva lângă gardul ăla de pe trotuarul de pe nordul acolo și niște tufe, cumva, niște buruieni, da. Niște, a căzut acolo. Și Florin a tăbărât peste el și a început să le ia la picioare. Da. Mamă, și m-a ridicat și m-a scuturat așa și zic, Doamne, asta e ceva, Batman, dă-i seama, ăsta are curajul ăla adevărat, știi? Da. Florin nu văzuse care cuțit. A zis că mă bate ăla. Da. Știi? Și a venit să-l bată și el. Deci asta a fost unul. N-avea atât curaj cât credeam eu că are la momentul respectiv. Și ăla de jos de acolo din tufă îl înțepa. Non-stop. Deci Florin lovea în el și ăla îi dădea înapoi. Florin nu simțea de la adrenalină. A luat niște... Băi! Niște până la os. A luat așa. Adică a fost încadrat la spital la LCM-ul, la lovituri cauzatoare de moarte. Pentru că au fost unele atât de adânci în picioarele și în tendoanele lui și... Cât nimerea ăla de jos, că l-a făcea așa, știi, că a disperat. Și i-a băgat cuțitul până la os în anumite din astea. N-a simțit nimic pe momentul ăla. Normal, nu simți. Și i-a dat niște cuțite și la un moment dat, din picioarele pe care îi dădea, a văzut că ăla, la al treilea cuțit, la nu știu ce, a fi văzut. Și așa, și s-a prins, a dat înapoi așa, ăla s-a ridicat de acolo și iar să ne fugăresc. Și iar a început plecat după noi, noi am început să fugim, iară. Băi, ești nebun la jur, păi ce să facem? Păi și Geo, cred că te-o certa Geo. Geo, da, am avut iar. Iar te-ai dat jos, iar ai venit tu să faci tu așa. Da, ce să, dai seama, băi. Era păi și ai fugit și ai ajuns la Geo. Am fugit și am ajuns la Geo, care între timp îl bătuse pe la rău. Așa? Care l-a luat și pe ăsta și l-a bătut rău. A, lobul, nu că avea cuțit, că alea nu. Ce? Nu mai conta că avea cuțit. Nu, l-a bătut rău. A intrat în ușă. Extraordinar. Bă, păcat că mai. Nu s-a filmat, nu? Alo? Nu, voi sunteți, vino cu tu ai dat cu capul. Ibra a intrat în ușă, mă. Ce ai zis? Hai. Nici aia nu s-a filmat. Îți povesteam puțin mai devreme. Am avut niște ani în care am stat mai mult acasă cu copilul și eu și Irina. Irina aveam amândoi câte două proiecte de colaborare. Da? Da. Adică aveam o dată 45 de zile de filmare pentru o emisiune de la un alt trust și Irina iarăși avea 20 de zile odată și încă 30 de zile altă dată. Nu pot să spun că ne dădeau banii afară din casă, dar am făcut din bugetul ăla, i-am împărțit pe 12 luni și nouă ne-a ieșit în perioada aia o viață atât de frumoasă și un parenting corect pentru copil, de nu-ți poți imagina. Faptul că o să vezi, îți doresc din tot sufletul să se întâmple cât mai repede. Când stai cu un copil, copilul se trezește cu tine în casă de dimineață, îl duci tu la școală, tu-l iei, vine copilul acasă, mănâncă cu tine de prânz, face teme da, cu tine. Da, dar trebuie să aibă și ce să mănânci. Da. Dar noi am tăiat din... cât am fi putut să facem ca și buget al familiei și bă, nu făceam rabat la mai nimic din banii aia. Normal, nu te duceai în vacanță de 15.000 de euro. Da? Da. Nu-ți schimbi mașina, nu-ți pui în plan să-ți schimbi ceva prin casă. Ai înțeles? A, doar că da, nu faci rabat la cărniță, nu faci rabat la vinul pe care îl bei, îți plătești ratele la bancă, îți plătești impozite, îți plătești curent, lumină.
Da, nu-i totul despre, life, n-ai nevoie, da, n-ai nevoie de foarte mulți bani să poți trăi așa. Copilul meu în anul ăla, au fost 2 ani de genul ăsta, copilul nostru i-a spus Irinei că ea nu-și aduce aminte că mami a muncit. Deși până pe la 5 ani Irina a lucrat la Măruță. Știi? Aha. Încă de când a născut s-a angajat la Măruță. Ah. Și copilul a crescut cu treaba asta, că mami venea la ora 8 seara de acasă și că, că era obosită și mami pleca în delegație, dar abia aștepta oarecum să se întoarcă în delegație că venea cu ceva la pachet. Și după cei 2 ani în care Irina n-a mai muncit, nici eu, lucram punctual, ți-am zis, alte proiecte, copilul a uitat, bă, că maică s-a dus la muncă vreodată. Știi? Și am început să generăm profit serios. Am ajuns super profitabil, nu pot să dau cifre exacte, este în companie privată, dar ne-am mișcat super repede. Am avut o rată de asta de creștere buluitoare. Și pentru mine, care acum câteva luni aveam grija zilei de mâine, nu știam dacă pot să-mi plătesc chiria, utilitățile și astea, ăla a fost, jur, cel mai fericit moment din viața mea, faptul că am scăpat de grija zilei de mâine. Și te puteai concentra pe ceea ce îți place ție. Da, tu știi ce presiune oribilă. Uite, știu. Banii în abundență nu-ți aduc cine știe ce fericire, dar lipsa banilor, e groasă. Pe aia te îngroapă. Te îngroapă creativ, da. Îți taie exact, elanul, nu mai poți faci nimic. Da, când nu ai bani și când... Lipsa banilor, exact, într-adevăr, e dezastroasă. Banii n-aduc fericire, mi se pare că ți-aduc o oarecare libertate, așa, deși... Aia e, știi, aia e de fapt. Libertate, dar tot e... Cu cât faci mai mulți bani, cu atât cheltui mai mult, cu atât ai alte presiuni. Da, nu, e o discuție separată aia, într-adevăr, da. Așa e, mereu alergând după chestii și secretul este mulțumești cu ce ai și tot ce adaugi deasupra să fie bonusuri, să fie mici fericiri, da. Da. Dar nu ți s-a întâmplat să te confundi lumea cu personajul? Adică foarte des la mod... Nu, că nu semăn. Nu semăn, mă vezi pe stradă, nu știi cine sunt. Da, că ai blondă. Nu-ți dai seama. Și machiată foarte puternic. Da, Narcisa era cu ochiul așa. Exact, deci nu prea ai cu cine, unde să... Ah, vezi. Boss. În primul rând, mie în viață mi-e frică de femei. Adică mi-e frică de asta, de Iorica de la Clejani, de Dana Budeanu, de ce? Oana Zăvoranu, de Oana Roman. Mă rog, chiar că îmi sunt prietene cu unele dintre, adică am zis de femei care s-ar putea, adică pentru că n-ai ce să le faci. Dacă vreodată o femeie vrea să facă ceva rău, ce fac eu? Păi ce fac? Dacă femeia aia vrea să îmi pun o ciorbă în cap, ce fac? Fug de ea. Adică dacă văd undeva că intră Viorica de la Clejea, mă ridic și fug. Oricine altcineva mă bat, mai am văzut cuțite, am văzut are, că nu știu, sunt... Da, da. Câteodată parcă... A, și de asta ți-e teamă de vreun... Da, păi mie mi-e frică de femei, ți-e frică, de femei nu te poți lua, nici nu te poți certa, zici seama, când te ceartă, mai elegant, să rămân la doamnă, pare rău că cu tare, că nu poți să te cerți, nu poți să te bați fizic, băi, cea mai grea bătaie fizic, o femeie care te fugărește să-ți pună o ciorbă în cap sau o cafea. O femeie cu un espresso așa care te caută în București. Mă, ce faci? Fugi. Fugi, da. Fugi. Că n-ai cum să-i dai, n-ai cum să te bați cu ea, n-ai ce să faci. Ce să fac? Dau peste expert. Adică ce să fac? Poate o lovesc din greșeală și... Adică, e mai rău. Că nu i-aș da peste espresso să scap de el, dar... O femeie, imaginează o femeie cu un espresso care te fugărește în București. Da, bă, uite, nu m-am gândit la asta. Și mi-a scris o tipă, dacă vreau să-mi taie, să-mi fac aici, știi, să-mi fac așa, să-mi taie aici, să-mi scoată pur și simplu. Am zis, bă, hai să încerc. Cum adică ți-o scris o tipă? Care se ocupă cu așa ceva, un doctor estetician. Și așa te-a luat? A, vreau să stai... Da, da, vrei? Că am scris eu, am pus pe internet o poză și am zis că am început să fac la bagăște aici, că am riduri. Nu mă deranjează, dar asta da, mă enervează, pentru că trebuie să stai mai așa, mie știi? Dispare, mă, e, dacă stau așa, tati, nu prea e bine. A? Uite, dacă stau așa într-o pare și trebuie să stai un pic mai... Știi că se adună aici. Și nu o să fac ca Irina Login. Păi da, asta vreau zic, dar de ce nu faci ca Irina n-am Login? N-am atâta timp, lasă-mă, abia am timp să-mi scot căței. Eu nu te-am chemat aici că tu ai bani. Cum era? Că nu mă interesează, cunosc oameni mai bogați ca tine. Asta adică, zic, nu cred că... Nu, asta e problema. Și știu că suntem apropiați și nu-i de bani. Da, îți dai seama, nu. Și nu asta vreau să promovez mai departe, setează niște valori greșite, faptul că... Exact. A început după presa în România să scrie numai cu milionarul și așa au fost practic prezentate titlurile. Da, că e mai catchy și lumea e mai catchy, da. Dar lumea, mai ales aia tineri care văd lucrurile astea, văd că bă, ăla ar fi un țel, ar fi un obiectiv să faci bani. Și când văd lucrurile alea, vine să-mi scot așa ochii din cap și să le repet mare că nu asta o să-i facă fericiți. Am văzut pe pielea mea că nu ți-aduc nicio fericire banii aia. Nu. Degeaba ești bogat și trist și poate sună clișeic pentru mulți că da...
ce greu e să fii trist când ai milioane și nu știu ce. Dar nu e, exact așa, da, e, poți să fii nefericit la fel cu milioane în cont și cu câțiva dolari, nu e da, nicio da, diferență. Da, da, da. Păi și nu a încercat nimeni să-ți cumperi compania? Ba da, mari? Ba da, am avut, am încercat, au venit oferte, am avut discuții cu companii foarte mari din domeniul ăla, din domeniul special de social media, am avut discuții și oferte pe masă, care veneau cu condiții, cu clauze, de exemplu, trebuia să mă mut eu personal și cofondatorul meu câțiva ani în orașul companiei care urma să ne achiziționeze și clauze de astea pentru câțiva ani după achiziție, n-ar fi fost asta o problemă, îți dai seama, dar nu mă vedeam angajat, sincer, nu... A, deveneai angajat. Practic deveneam angajat, ei îmi cumpărau, ok, făceam un exit frumos, făceam câțiva bani, făceam niște sume la care doar visam și da, m-am foit. Poți să zici ce oferte ai avut? Pot să zic așa ceva, n-am, sunt clauze confidențiale, n-am cum să discut ofertele, păi da, nu, dar... Da, da, nu zici numele companiei. Nu, nu cine pot să zic oferte? Sumele, zic, n-ai nu voi. Pot, companiile poate și putea să le zic, dar nu pot sumele, ok, dar... Ok, zic companiile. Uite, a fost HubSpot, care e o companie mare din domeniul de social media în principal. Au mai fost multe companii de genul și au venit cu oferte, ți-am zis, de bani. Pentru mine personal, care aveam procentaj mare din companie, exitul meu personal ar fi fost foarte frumos și la vârsta respectivă, cât aveam 18-19 ani, era... Păi deja au venit la... Tu la 18 ani te-ai da, mutat acolo. S-au mutat lucrurile foarte repede, în decurs de câteva luni. Noi am început să și piciuim, am luat și investiții, am început să angajăm și după să scalăm, să începem să vindem și să acumulăm foarte mulți clienți într-o perioadă foarte scurtă și noi am prins foarte bine în industria de entertainment, când am început să lucrăm cu label-urile de muzică. Cu Interscope, cu Universal. Știi cât de comunicativă e industria asta? Dacă află cineva că unii folosesc un tool, imediat ceilalți vor, păi ce, ăia de la Interscope folosesc nu știu ce chestii și noi n-avem și noi vrem, păi cum? Aha. Și am început să ne extindem super repede, în decurs de câteva luni am început să mărim lista de clienți foarte repede. Și au început să apară oferte, îți dai seama că au început să se ducă vestea mai departe, să ne facem un nume în industrie, pentru că vedeau oamenii că folosesc în companii, în agenții. Și au început să vină oferte, dar ți-am zis, nu mă vedeam angajat. În momentul în care eu vindeam compania, practic deveneam angajat o altei companii da, și... Da, stăteai pe insulă. Știu, nu mă atrăgea ideea. Tocmai aici intervine faptul dacă faci pentru bani lucrul respectiv sau exact, faci din pasiune. Aici, dacă voiam să fac doar pentru bani, mai îmi trebuia altceva, mai îmi trebuia nici școală, mă lăsam, luam milioanele alea care mi se ofereau și mă retrăgeam lejer. O perioadă, bă, un an, doi ani, o, cred că, adică e mișto. Îți desenezi filmul în care eram atunci, eram singur, nu găseam niciun soi de gagică, nu mai erau femei pe pământ, gata, se termină seara. aveam și o oarecare, cum să zic, nu mai aveam așa o mare deschidere să mai cunosc, pentru că eram sigur că nu există femeia pentru mine, știi? Da. Și de ce să nu plec? Adică, de ce să nu plec? Nu mă ține nimic aici, n-aveam familie, n-aveam... Joburi. Eram, ți-am zis că eram miserupist de mic. În perioada eram și un pic de... nu știu cum să zic... Inconștient? Păi da, era și un soi de inconștiență așa și eram all-in cu viața. Da. Ce se putea întâmpla? Da, era altă vârstă, altceva. Acolo ce aveam, cât aveam? 28 de ani. Ma. Vrei să le zicem oamenilor? Povestea de la Untold? Da. Deci dar eram... și eu tu, că eu am povestit de mai... Deci eram la Untold acum 2 ani? Da. Da. Și eu eram la masă. Și acum, lângă noi, la masa noastră, erau niște băieți, cred că erau, din ce țară erau? Croați, cehi, ceva. Foarte mari și foarte fioroși arătau. Da. Pe lângă toate aceste ingrediente, erau și foarte beți. Da. Și cumva agresivo, în mișcări, în priviri, te împingeau. Da, simțeai că cumva o să facă ceva ori cu noi, va întâmpla ceva rău. Cu aia din față, o să verse pe ei, ori cu aia din da, spate. Da, că nici nu stăteau cu paharul, cădea din... Da, da, ceva, adică... băi, simțeai că sunt un butoi de pulbere, știi, da, să se întâmple adică ceva. Da, adică așteptam. Și acum, prietenul care eram noi la masă, un băiat care e foarte, foarte înalt, ca și mine, așa, Giovanni, mă rog. Da. Nu știu, da, oamenii. Da, așa, zici, bă, hai să facem o glumă. Și eu când am auzit glumă, zic, mă, că nu ne luăm cu ăștia acum, că nu știu. Nu, hai după mine, hai la Codin. Și tu stăteai pe o canapea. Normal.
sus, că era singurul loc mai înalt, vreau să explic. Da, erai un pic mai înalt ca noi, un pic, nu mult. Un pic, urcat pe tot ce puteam, urcasem pe tot, adică pusesem și un dicționar, adică pe tot ce puteam. Și tot mi-ați distrat acolo și acum îl văd pe Giovanni, îi luăm mâna lui Codin și o pupăm așa. Și eu și Giovanni. Și acum am văzut că s-o dezlănțuit. Am luat mâna, mi-a pupat-o așa, ca la naș, ca la gat. Dar tu nici nu știi ce se întâmplă. Nimic. Da. Dar noi suntem într-un spirit de glumă. Eu nici nu înțelegeam gluma atunci. Mi se pupă mâna, am fost ok. Adică mi-am dat seama că în sfârșit și-au dat și ăștia seama cine-i bossul. Da, adică am zis, bă, pula mea, a durat ceva, frate. Du-te, bă, că tu nu erai... Ce faceți, bă, ce aveți? Da, eram. Nici eu n-am înțeles exact gluma. Și am văzut că la un moment dat au venit ăia doi spre tine. Da, 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 a venit unul mare și cu încă unul și a zis, dom'le... Și te-au luat așa de gât. Domne, am înțeles cine e șeful aici și noi nu vrem să... We don't want to cause problem. And if it's something, you come, you tell me. You tell me if it's something. Nu, că te-o întrebat, dar cine ești tu? Cine ești tu? Și ai zis tu că Iisus. Nu mai știu asta, asta am zis. Ai zis, da, Iisus. Păi cum, păi... Adică făceai și caterincă de ei. Nu mai știu, asta nu mai știu, dar știu sigur că ei m-au identificat de lider și mi-au zis, domne, am văzut că e problemă cu tine pe aici și că noi... Ca ăștia doi mari. Da, noi ne-am îmbătat și poate mai deranjăm dacă... trecem, dacă sărim calul, să ne faci un semn, faci mie semn, să nu dai drumul la treabă, știi, să nu chemi armatele, legiunile, știi, cohortele. Da. Și am scăpat de aia, dar să-mi bată aia. Da, dar la un dat o căzut unul peste balustradă, pe acolo, s-a împiedicat, au făcut, dar nu ne-a deranjat. Da, tu ții minte foarte multe detalii, pentru că tu bei mai puțin. Da. Mult mai puțin. Da, mă, și eu să atent la... Na. Da, păi, dacă nu bei, ai timp. Da. Da. La... A, deci joci în Vlad. Da. Dar acum, în ultima sută de metri, pe în ultimul, este ultimul sezon. Am prins și eu un rol așa... Păi câte sezoane au fost? 5, nu știu, 4, 3, 2, 1. Ah, ok. Da, și așa... am rol foarte mișto acolo, îmi place. La nebunie. Și când apare asta? A apărut deja. A, e asta care se dă să și filmează. Da. Și că e și Codin acolo. Da. Gândește, eu am luat permisul târziu, la 20 de ani. 20 de ani și aveai bani mulți, da? La 20 de ani. Ce mașină ți-ai luat? Bani. Prima mașină mi-am luat un i8, un BMW i8. Ești nebun la cap? Da, mă. Eu am mers pe Dacia 1300. Știu ce zici. Păi... și pentru mine e real și momentul ăsta. Deci eu în locul tău acum mă dădeam cu Lamborghini, dar mi luam și o Dacia 1300 de aia vechi. Să văd și eu cum e. De experiență, măcar să vezi cum e. Eu sunt pasionat de mașini de astea clasice, când merg prin LA și mai am prieteni care mai au mașini clasice, mereu îi rog să mă lase și pe mine să-i conduc. E... Pentru că tu de la Lamborghini, unde te duci? La Veyron? Unde te duci? Dar nici măcar nu-i vorba de asta că... Păi nu, asta zic că la tine e fericirea. De exemplu, eu plecând de la o Dacia, ajungând până la ce am acum, Ford și toate alea, e mișto că de fiecare dată când îți cumperi, când te duci undeva, un pic mai sus, un pic mai sus, te bucuri. Bă, ești nebun, mamă, gata. E un prag în exact. Plus, da. Când dacă trec de la bicicletă, de la metrou... Secret e că eu nu-mi cumpăr lucrurile astea pentru fericire, mi le cumpăr poate ca ambiții, ca motivație și ca o confirmare a faptului că, bă, am creat niște chestii, am făcut niște chestii. Eu nu zic că tu cumperi fericire, dacă le cumperi ca idee că, nu știu, vrei să te împlinească mașina respectivă, ai pierdut din start. Ce ai? Nu neapărat să te împlinească, nu, dar zici, bă, să simt și eu că muncesc ceva și îți aduci cumva o confirmare a faptului că, bă, muncesc și fac bine și mă bucur din niște lucruri, că până la urmă, orice ți-ai cumpărat, te plictisești de Lamborghini-ul ăsta. Bă, sincer, după două luni știu. Care? După două săptămâni mi s-a luat deja. Asta, zic, că oricât de scump ar fi lucrul material pe care, sau casa în care stai, sau oriunde te așa. Da, fericirea e la început, entuziasmul, adrenalina aia, că ți-ai luat ceva mișto, care dispare foarte repede. Și care, de fapt, eu nu, nici măcar, adică poate fi starea aia poate fi confundată ușor cu fericirea. Da. Eu da, cred că da, mai corect. Mult o chestie. Adrenalină, e o chestie nouă, știi, că atunci când îți faci câte o gagică nouă, ai impresia că și la început totul e frumos și după se mai domolește. Da, dacă nu e, n-are suflet. Da. Că totul trebuie să aibă suflet, părerea mea. Da, eu de aia nu, ți-am zis, nu cumpăr mașini și chestii și eu nu pun preț pe chestii materiale, că mașinile sunt singur plăcerile mele vinovate. Voi când vă distrați, voi toți sunteți așa turbați? Da. De ce? Nu știu, eu mă distrez ca și cum e ultima zi din viața mea. De fiecare dată. Nu știu de ce. Bă, faceți urât. Aveți urât. Urâtă băuturi aveți. Nu, eu nu fac urât. Vorbesc mai tare, nu fac urât. Ba da, faci urât. Nu deranjez pe nimeni. Te-am deranjat cu ceva. Nu mai să zică pe cine am deranjat. Păi asta înseamnă să faci urât, să deranjezi, să nu mă ia pe scandal, turbezi. Nu cer pe nimeni, din contră. Dacă mă las și eu și singură pot să mă distrez, adică nu. Și iar Drăgulin
urlă, da, la și Bendeac așa la fel. Așa facem amândoi. Ne-a ferit Dumnezeu să, că nu ne-am îmbătat foarte rău toți trei deodată. Și că unul a fost mai nu. Când. Ne-am îmbătat, atunci n-am fost toți trei morți. Hai mă, lasă, că mergeam în picioare. A, bine bă, dar nu de cum, dar erați leșinați, boss. Eu eram, da. Eu am el fugit. Era pe... eu am fugit, boss. Multivitamine. Nu, el dar bea păi nu, dar eu nu m-am bătat. Stai mă, să găsesc poza. Nu te înveți, nu-ți place să nu, bei alcool. M-am amețit așa, dar am abandonat când am văzut cât erați voi de turbat. Cu ce bestie ai de-a face? Și eu nu sunt așa. Te-am speriat. Ce ți-am făcut, bă, dar unde e castelul, mami? Ce ți-am făcut, mă? Las-o, domnule, Doamne, iartă-mă, nu trebuie să acum. Ba, da. A trecut. Nu. A trecut, trecem peste acel moment. Nu. Trebuie să le iertăm și la oameni. Dacă tot a fost publicată de... Nu de mine, de Mihai. De Mihai. Da. Deci asta nici se întâmpla... Nici like n-am dat. Pe 20... Nu mă așteptam. 28 iulie 2019. Acum... Problema e că... A, mai avem una. Dai mai așa. Problema e că eu cât am stat atunci la mare cu domnul Mihai... Hai mă, că te-ai dus la sală cu el, ați avut da. Și eu... concediu de ăsta da. De odihnă de... Voi, tu cu Drăgulin și cu Ilona... Da. Trei zile. Doamne ferește și Maica Domnului. Acum nu mai pot chiar așa, trei zile. Zi-mi o amintire, cea mai tare amintire a ta sau una dintre cele mai drăguțe din vacanțele unde ai fost tu. Gen un loc special, un ceva unde... Ceva. Bă, am ajuns, aici deja o cunoșteam pe nevastă mea, mai povestit asta, am ajuns eram în India și ne-am dus... Ne-a zis cineva, bă, e foarte mișto de văzut Dharamsala. Dharamsala e un oraș undeva în nordul Indiei, la granița cu Nepalul. Ma. Nu foarte aproape de graniță, dar ideea e că vezi Himalaya fiind atât de mare, din Dharamsala se vedea, da. Înțeleg, era super. Și una peste alta, aici, iar acolo oricum e reședința lui Dalai Lama, când și când ajunge și el pe acolo. Dacă aveți norocul să-l vedeți, să okay. ajungă acolo, e foarte tare. Noi ne-am dus înspre Dharamsala, foarte frumos, cu podișul pakistanez, nu podișul pakistanez, cu zona Cașmirului, cu am mers cu autocarul, o întreagă poveste și acel drum de la New Delhi până în Dharamsala. Și când am ajuns acolo, era exact pe data de 21 decembrie, n-am să uit niciodată, când se făcea o mare procesiune pentru tibetanii împușcați în Tibet, de au fost filmați de un operator român. Nu știu dacă tu mai ții minte știrea asta. E o știre de acum vreo 15-20 de ani. Știi tu, Pingu? Sergiu, bravo, a și luat un premiu, nu? Deci acel băiat a luat un premiu pentru... El era cu camera pe un alt versant. Așa. Și a filmat când chinezii împușcau pe tibetanii ăștia pe partea cealaltă a versantului. Bă, ești prost. Da, am uitat de-a, dar parcă vagă. Caută că găsești știrea. Și Dalai Lama era în acea perioadă, era o întreagă, ca un fel de parastas, ca un fel de... Da. Da, o procesiune de asta pentru oamenii. Acel eveniment. Și noi eram acolo. Și am întrebat, băi, și noi nu putem să intrăm? Ba, da, zice, după o întreagă percheziție și nu știu ce, puteți să intrați. Ne-au luat telefoanele de asta, nu există nicio poză, nu există decât ce am aici în cap. Așa. Mi-am luat, bineînțeles, un deget în cur. De ce? Ca să mă verifice să n-am alt telefon sau ceva. Când zic deget în cur, deget în cur. Deci, între buci. Atât eu cât și nevastă mea și toată gașca. Hai de cap. Da, frățică, da. De la bărbați, atenție, nu să zici că femei și cu femei. Și băgat, nevastă... Nu, mă, îți bagă, gen, cum ai bucile așa, îți bagă mâna între buci, să n-ai acolo vreun telefon. A, nu... Full cavity search. Nu, mă, da. Da, nu, okay. nu. Ok, no, credeam că umblă la... Nu m-a scormonit. Ma. Și frățica am stat, noi avem 2 metri, zic că încă am stat în vreo 6 metri în fața lui Dalai Lama, la el în templu, n-aveai voie să stai mult și trebuia să înconjori iarăși tot templu ca să ajungi, erau un cerc de ăsta, toată mulțimea se mișca. Ocolea toată mănăstirea, nu mănăstirea, că nu e mănăstirea, e templu, tot templu și ajungea iarăși în fața lui. Și am stat de 2 ori în 6 metri în fața lui.
o experiență drăguță. Uite, era o vorbă, nu mai știu în ce carte am citit-o, că dacă nu-ți permiți să cumperi un lucru de două ori, nu-l cumperi. Da, așa, fix așa este. Știu, și eu merg pe ideea asta. Mie mi s-a părut, nu știu dacă sunt neapărat de acord cu asta, cred că dacă nu-ți permiți de 10 ori, cred că atunci ar trebui să fie... Că de obicei lucrurile, când spunem treaba asta, ne gândim la chestii super costisitoare, la o casă, la o mașină, la chestii de astea. Păi nu, ca și paritate, cumva este, mi se pare fezabilă treaba. Da, este. Pentru este, că, da. Cât costă telefonul ăsta? 1000 de euro, 1500, nici nu știu cât e, da? Bă, mi-l permis să mi-l cumpăr de două ori, fără să mă afecteze. Dacă cumperi o mașină de 300 de mii și tu ai doar 600 de mii și să dai jumătate din avere pe mașină, e o mișcare deșteaptă, că păi ți-o da, permis da, de două ori. Păi tu nu ți-o permiți. Pentru că tu după ce dai 600 de mii, să zicem, da, dacă mașina e 300, tu ai dat 600 de mii, rămâi în curgol. Nu. Păi asta zic, da, dacă te iei după proverbul ăsta, da, teoretic, poți să o cumperi de două ori, nu? Când îți permiți să-ți iei ceva, este să mai rămâi cu... Bă, am văzut, ai tu, cum o cheamă personajul ăla de-l faci tu pe Instagram? Fata Darling aia cu ochii. Babes? Da, Darling Babes. Așa, da? Hey, Darling Babes! Tu ai văzut-o? Sunt story-uri acum? Am la highlights. Story-urile de le faci tu pe Instagram cu Darling Babe, femeia asta, după ce le faci, downloadează-le și urcă-ți-le pe TikTok. Că dacă nu... Acolo e altă treabă. Nu e altă treabă. Ei, las că am văzut eu că sincronizez, nu știu, melodia cu lasă imagine. Lasă melodia, măi! Îți pui niște chestii, pui mâna, după aia e mâna, apare altceva. Mie mi se pare SF, adică... Ai de capul meu, bă! Abia știu să pun filtrele alea, nu? Bă! După, când faci story-urile, după ce ți-ai terminat tu alea de story-uri cu Darling Babe, intri, descarci story-urile, știi să faci asta? Da. Ok, descarcă ți-le pe toate, intri pe TikTok și îți pui toate, că ți le leagă singur, nu trebuie să pui muzică. Și îți faci un filmuleț de... Ți le leagă el singur. Da. Păi și cum ți s-a schimbat ție viața de când ai cunoscut-o pe Irina? Ce făceai înainte și nu mai faci acum? Că mi-s, adică tot prin vacanțe mergi de băut, bei seara, ești la fel de boem. Aparțin cuiva. Și? Și mie mi se pare foarte tare treaba asta. Da, e tare. Și mi se pare foarte tare că să poți să-ți canalizezi dragostea înspre ceva. Și aici o includ pe nevasta mea, copilul. S-a trezit un țel, un scop? Da, mă, sunt foarte fericit când îmi văd familia fericită. Deci eu sunt fericit când îmi văd familia fericită. Eu sunt fericit când îmi văd copilul că l-am construit așa cum și scrie în cărți și cum, crezi tu că... cum cred eu că e... că e bine. Eu sunt fericit că o văd pe nevastă mea fericită. Da, s-ar putea să fiu mai fătălău. Nu, dar e adevărat, nu? Cam despre asta e viața. Eu așa văd eu treaba. Și faptul că treaba asta că aparții cuiva, îți dă-ți... Că mie mi se pare că nu te-ai schimbat. Că înainte luai decizii mai așa, că erai all-in sau că făceai niște lucruri pe care acum nu le mai faci. Nu le mai fac. Acum nu mai ești all-in. Nu, sunt nu mai precaut absolut tot ce fac. Că nu mai ești tu prioritar. Exact, dar nu-mi lipsește nimic. Adică eu am libertatea de a... Știi că toată lumea au glume de astea. Eu nu înțeleg glumele gen să moară soacra mea. Știi, ăia, deși urăsc soacrele, deși urăsc nevestele. Acum 10 ani când m-am căsătorit, mamă, ce a fost cea mai ghinioasă zi din viața mea. Frățioare, de ce zici asta, știi? Da, nici eu nu pot cu astea. Eu nu duc cu glumele astea, adică nici eu nu le înțeleg. Bă, deci de ce? De ce-ți hulești nevasta? Da. De ce mai stai cu ea dacă ți-o hulești? Acum 12 ani când am zis da, a fost cea mai infectă zi din viața mea. Jură-te pe măta. Te-ai ajuns la concluzia asta, da, știi? Da. Adică ești tâmpit la cap. Nu, jură-te că ai stat 12 ani, da, știi? Bravo, după cea mai proastă decizie. Da. Nu duc. Mi se pare că e o relație tare și știu că glumiți unul cu altul. Că, nu știu, eu sunt... Mi se pare că sunteți foarte relaxați, că așa e și la mine în casă. Suntem foarte relaxați unul cu altul. Bă, relaxarea asta vine din... Eu știu ce am de oferit, Irina știe ce are de oferit. Eu nu greșesc în tot ce ține de casa mea și de relația mea și ea la fel. Și avem un țel, avem... Pentru ce să tragem? Avem ghindocul ăla... Aveți un proiect. Avem un proiect, da, împreună. Care se numește viațafrumoasă.com, știi? Adică nu mai e despre nimic altceva. Da, oamenii care nu se prind până la o anumită vârstă că... Bă, nu mai e de ce să tragi. Adică dacă nu ți-a ieșit să fii CEO până la 45 de ani, frățioare, fugi. Da, e ceva. Nu mai sta, că poate ajungi la 55, știi? Da. O zis Codin o vorbă tare în episodul trecut, o zis,
cred în oamenii care l-au potolit pe a avea și îl mai doresc pe a fi. Cred în ăștia. Știi? Da. Exact, fix treaba are asta. Sens. Are sens. Că mulți nu l-a încă ai setea aia de a avea. Dar dacă el l-a potolit pe a avea, va lucra doar la a fi în continuare și a fi cineva. Ce sfaturi le-ai dat tu tinerilor, copiilor care se uită la legat tine, de bani, care... uite-vă că am spus legat de povestea ta și legat de uite, situația în care ești tu acum și legat de bani și legat de educație și de carieră, ce să urmezi, cum să-și drămuiască cumva energia, timpul lor și așa mai departe. Eu mereu repet că primul pas, cum ai zis tu mai devreme, e să-ți găsești pasiunea. Dacă nu știi ceea ce vrei să faci, nu știu încotro să o apuci, de unde să începi. Eu am avut norocul și clar a fost noroc faptul că mi-am găsit pasiunea asta foarte devreme. Mi-am găsit-o pe la 6-7 ani și am știut că asta vreau să fac. Asta mă atrăgea, asta făceam din drag. Aici poate intervine și modul în care m-au crescut ai mei și faptul că m-au împins mereu să încerc chestii noi, de la șah, la dans, la fotbal, la muzică, la programare, la orice. Nu știu dacă e intenționat, dar în ideea de a-mi găsi, am descoperit pasiunile. Cred că asta ar fi primul pas și asta recomand, nu știu dacă copiilor, pe cât părinților, să-și îndemne copiii să încerce cât mai multe lucruri ca să-și descopere aturile. Bă, îți mulțumesc. Cu plăcere, mulțumesc, bă. Că ai venit. Nu ne-am băbăit azi. Cu drag. Bă, îți mulțumesc. Ne vedem după vacanță. Da. Bravo. Și nu-i mai lăsa pe aia să facă BDSM pe aici. Foarte frumos locul ăsta, bravo. V-am pupat, mulțumim frumos dacă v-ați uitat la noi. Așa. Ce-ți mai... Zile ceva ce oamenilor de acasă. Zile ceva. Asta, să tai asta, pauza asta, să o tai, că nu e bună. Că pare că... Uite, fă tu outro. Nu, tu ești anfitrionul, tu trebuie să faci asta. Păi eu nu, ce, cum? Gata. Hai să zicem ceva așa, de bine. Da. Nu? S-au zis numai de mine. Așa, da. Și? Și nu e mă bun, nu e, trebuie altceva. Stai un pic, stai, că plec acasă și după aia o să mă gândesc, mamă, ce prost am dat-o la final. Nu, zi tu. Vă mulțumim foarte frumos pentru că ați avut răbdare. Să vă uitați la noi. Da, ne vedem săptămâna viitoare. Cu un invitat mai slab decât mine, bineînțeles. Pa! Pa!